și un memoriu în afară de aprobarea rețelei școlare. Votăm cine? Pentru președintele de ședință. Pentru Antal Attila. Cine este pentru? Eu nu votez. Luați loc, domnul Antal, în față. Sunt eu, stau jos, nu e nicio problemă și aici. Stau bine, da? Dacă ați hotărât așa, n-am ce face. Bine că a bună ziua, domnule consilier, bine ați venit la ședința consilierului. Vă rog, doamna secretară, să se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 23 ianuarie 2019. Ați citit? Sau? Abțineri? Nu, abțineri că n-a fost. Împotriva? Pentru și doi abțineri, mi se pare, nu? Două. Câte suntem? Suntem 10, nu? Da, 8. Aveți o motivație? Nu am nicio motivație. Trecem la aprobarea ordinii de zi și aș ruga înainte să citesc dacă sunteți de acord. Aș vrea să propun ca să luăm ca primul punct proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ. Doamne învățătoare, profesoare, directoare, sunt aici și poate au treabă să luăm prima. Să nu reținem. Doamnele, au depus o cerere la noi pentru a prezenta o problemă. Citește. Doamna secretară, prima dată citesc toate punctele. După aceea supun și după la citesc că ordinea de zi. Proiect de hotărâre, 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcție al aparatului de specialitate a primarului Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, inițiator primar Comunei Ghimeș-Făget. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, inițiatorul primarul Comunei Ghimeș-Făget. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială a Comunei Ghimeș-Făget pentru anul școlar 2019-2020, inițiator primar Comunei Ghimeș-Făget. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului destinat și modul de valorificare a masei lemnoase care poate fi recoltată în anul 2019. Inițiator, primarul Comunei Ghimeș-Făget. Numărul 5. Proiect de aprobare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a regiei publice locale, Ocolul Siliului Ghimeș-Făget, pe anul 2019. Inițiatorul, primarul Comunei Ghimeș-Făget. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere și concesionarea unor imobile aflate în domeniul public al UAT-ului Comuna Ghimeș-Făget pentru anul 2019, inițiatorul primarul Comunei Ghimeș-Făget. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2018, inițiator primar Comunei Ghimeș-Făget. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, mijloace auto și amenzi datorate de către Sece Mari Ram, SRL, inițiator primar Comunei. Nouă diverse. Da. Mai avem vreun proiect, doamnă secretară, care nu a fost pus pe ordinea de zi? Dacă sunteți dumneavoastră de acord, au venit Asociația Copiilor Ceangăi Fără Frontiere și ar avea nevoie de un contract de concesionare, de comodat, cu o sală de clasă din incinta școlii gimnaziale Făget, fosta școală profesională numărul 2, secția maghiară,
pentru implementarea proiectului. Să te expunem motive? Da. Eu zic să lăsăm, dacă și domnii consilieri sunt de acord, să lăsăm la, la sfârșit. La sfârșit. Sau, dacă sunteți de acord, să introducem pe ordinea de zi. Da, da, suntem de acord. Cine e pentru? Cine e împotriva? Cine se abține? Și încă o întrebare aici, dacă... Bineînțeles că sunt pentru. Încă o întrebare aici, dacă se poate, la doamna secretar. Sau, da. Era proiectul la care am inițiat eu cu Asociația Pescătorilor de Animale. Se poate băga pe ordinea de zi astăzi sau... Nu se poate. Cum hotărâți? Eu am aici documentația dumneavoastră. Am prezentat-o și în comisie, în ședința de comisie. Dacă vreți să o discutăm? Despre ce e vorba? Despre un proiect? Pentru colectarea laptelui pe Ghime și Făget. Bun. Supun aprobarea. Dacă sunteți de acord, să băgăm în ordinea de zi. Cine e împotrivă? Cine se abține? Încercăm atunci. Mulțumesc frumos! Și al doilea, domnul președinte, dacă vreți să puneți pe ordinea de zi, cântarul care... E pus pe un proiect de hotărâre pentru treaba asta? Este doar o cerere lăsată aici. Nu, trebuie făcut un proiect de hotărâre, domnul consilier, și trebuie băgat. Și cred că să, luna viitoare o să avem ședință cât de cât și atunci... Am înțeles. Pot să trec la proiectul numărul 3, nu? Da. Unde avem proiectul? Aici proiectul, totul de vreodată despre numărul ăsta. Care e unde o rezerve. Rețeaua. Am, da. Efect statutul de funcții. Organizarea cum spuneam la primul. Asta. Asta e. Proiect. Da. Ce avem aici? Avem referat, nu? Avem anexa. Avizul conform de la inspectoratul școlar. Avem, da, avem avizul de la inspectoratul școlar. Da, da, ambele școli. Și de expunere de motive. Și a fi în acolo, dar este favorabil. Avem cele rapoarte de la cele trei comisii. De la cele trei comisii. Comisia 1, Comisia 2 și Comisia 3. Avem la toate? Avem. Nu foarte bine. Atunci, dacă vreți să citesc proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul preuniversitar de stat propusă să funcționeze în anul școlar 2019-2020 în Comuna Ghimeș-Făget. Având în vedere adresa Inspectoratului Silvic Județean, numărul 5, școlar, numărul 5, din 11.01.2019, înregistrată de UAT Comuna Ghimeș-Făget, cu numărul 495, din 01.02.2019, prin care s-a acordat aviz favorabil privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020. Nota de fundamentare, numărul 1175, din 20.12.2018, a directorului școlii gimnaziale, Dani Gargai, și numărul 2165 din 21.12.2008 al Liceului Tehnologic Ghimeș-Făget, înregistrată în Comuna Ghimeș-Făget cu numărul 6690/21.12.2018. Avem expunere de motiv a primarului comunei, numărul 1957/25.03 din 2019, raportul de specialitate a secretarului comunei, numărul 1958/25.03/2019. Potrivit prevederilor articolului 19, alineatul 1 și ale articolului 61, articolul 62 și articolul 101 din legea numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare aduse de legea numărul 166/2011, legea numărul 283/2011, ordonanța de urgență a guvernului numărul 21/2012, ordonanța de urgență numărul 84/2012, luați loc, domnul consilier. Ședința începe la pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de ante preșcolari,
preșcolar și elev școlarizat în unitățile de învățământ particulare, precum și emiterea avizului, conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020. Legii numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate și completările și modificările ulterioare. Prevederile articolul 7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică locală. În temeiul prevederilor articolul 36 aliniatul 2 litera D, aliniatul 6 litera A punctul 1 și articolul 115 aliniatul 1 litera B din legea 2015/2001 din legea administrației publice republicată și cu completările și modificările ulterioare. Propune articolul 1 se aprobă rețeaua școlară pentru învățământul preuniversar de stat propusă să funcționeze în anul școlar 2019-2020 în Comuna Gimeș-Făget, județul Bacău, conform anexei numărul 1 la prezența hotărâre. Articolul 2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezenței hotărâri se aprobă HCL-ul numărul 79 din 10-12-2018. Articolul 3. Directorii unităților de învățământ din Comuna Gimeș-Făget vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri. Articolul 4. Secretarul Comunei va aduce la cunoștința publică prin afișarea și va comunica prezența dispozițiilor instituției prefectului județului Bacău, Liceului Tehnologic Gimeș-Făget, școlii gimnaziale Toni Gargi și inspectoratul școlar Bacău. Aici avem rețeaua școlară, denumiri, tabelul cu toate să vă citesc, să aveți în față dumneavoastră și vă cum? Dacă îmi permiteți, deci ambele școli și doamna directorie aici, ambele școli cu personalitate juridică, deci li s-a dat unde avem avizul? Acordul, avizul. Să le citesc avizul? Nu. Și de la Sechia Maghiară sunt două și restul scrise. Nu s-a schimbat nimic, nu? Nu. Propunerea de aviz conform prin organizare. Să vă citesc propunerea avizului? Aveți sau să... Nu s-a schimbat nimic. Aici, văd că avem și expunerea de motive, nu? Avem aici, nu? Reconstruire, proiect de scolarizare, raport de specialitate, expunerea de motive. Asta vă spuneți că spune. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul preuniversitar de stat propusă să furnizeze în anul școlar 2019-2020 în Comuna Gimeș-Făget. În conformitatele cu prevederea articolul 5, articolul 6, articolul 19, articolul 20, articolul 45 și articolul 61 din Legea Educației Naționale numărul 1 din 2001 și Ordinul Ministerului Educației ce mai, numărul 5235 din 2018 privind fundamentarea cifrei de școlarizare a unităților de învățământ preuniversitare de stat, evident, efectivele de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform vederea organizării rețelei școlare unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020, propun rețeaua școlară precizată și anexele proiectului de hotărâre. Doamna directoare, grădinița sunt puse în... Da, nu aveți toate documentele aici. Avem toate grădinițele, în afară de Grigore Tăbăcaru, pe care nu l-am avut nici anul trecut. În rest, aveți avem... grădinița și la Doni Gheargie și... Numai ce ține de liceu tehnologic Făget. Avem grădiniță Răchitiș, școală primară Răchitiș, grădiniță Bolovăniș, grădiniță Făgetul de Sus, școală primară Făgetul de Sus, Făget, grădiniță primar gimnazial, Târhăuș, grădiniță primar gimnazial, liceu, clase profesionale, clase liceale și... Toate sunt... Clasele seral care merg în lichidare. Clasa 13-a seral și clasa 11-a seral. De ce merg în lichidare? Nu avem
Nu avem aprobări pentru clasa a 9-a seara, la 10-a seara. De ce nu avem aprobare? A cerut aprobare? Am cerut aprobare și tocmai pentru că am ajuns la punctul acesta, întâi de toate, dați-mi voie să vă mulțumesc că ne-ați primit în această ședință a dumneavoastră și tocmai pentru asta suntem aici, să susținem puțin problematica învățământului din Comuna Ghimeș-Făget, pentru că din păcate, noi nu avem reprezentanții în Consiliul Local și am constatat de-a lungul celor 4 ani că este o mare problemă pentru noi. În schimb, vreau să mulțumesc domnului viceprimar care este prezent la toate ședințele Consiliului de Administrație ale Liceului Tehnologic Făget și totodată îmi pare rău că doamna contabilă este foarte aglomerată și nu poate participa la ședințele noastre. Și domnul Neagu Petrică, la fel, este reprezentat din partea dumneavoastră în Consiliul nostru de Administrație, dar nu este prezent la ședințe. Noi am pus pe seama că sunteți foarte ocupați, probabil. De aceea, venim astăzi să ne susținem problemele. Și anume, problemele noastre sunt următoarele. Pentru a funcționa în continuare, clasele liceale și profesionale avem nevoie de autorizație din punct de vedere ISU. Autorizație PSI. Pentru a obține autorizare în continuare, este strict necesară această autorizație. Cât mai repede, ca să obținem clase a 9-a pentru anul școlar viitor. Și pentru asta a venit echipa pe teren sâmbătă, au venit specialiștii, și au constatat că singura școală care îndeplinește condițiile cele mai multe este școala Bolovăniș. Și atunci se impune să mutăm clasele liceale și profesionale la Bolovăniș până când acea clădire de la Ghimeș va intra în reabilitare și va avea condițiile corespunzătoare. Rugămintea noastră este de a ne susține, a urgenta, a ne susține material pe cât posibil ca să obținem această autorizație. Altfel și ieri am avut reprezentantul, vice-liderul la nivel de țară al sindicatului, ne-a explicat și dumnealui că nu putem funcționa fără această autorizație. După tot ceea ce s-a întâmplat la colectiv, în discoteca aceea, lucrurile se înăspresc pe zi ce trece, probabil și dumneavoastră cunoașteți același lucru, e și la primărie sau la societățile pe care unii dintre dumneavoastră le au. Deci vă rugăm frumos, sprijiniți-ne, ca altfel nu mai obținem aprobare. Doamna directoare, de ce aveți nevoie? Unde v-ați încurcat și nu puteți să duceți până la sfârșit? Ce aveți nevoie? Adică că nu puteți să primiți. Trebuie să corespundă. Nu corespunde. Condițiile fizice trebuie să corespunde. Adică ce nu corespunde? La Ghimeș? La Ghimeș nimic nu corect. Aici s-au făcut niște lucrări de reabilitare și unele dintre ele nu sunt corespunzătoare. De exemplu, aveam o intrare pentru elevi și din intrarea aceea s-a acoperit și s-a făcut sală de clasă. Consiliul Local cu ce vă poate să vă ajute? Material, logistic. Atât numai, material. Să obținem această autorizație. Cel mai ușor, dar cel mai greu. Noi nu avem documentație, știți foarte bine că protocoalele între școală și primărie ale clădirilor nu sunt predate, sunt la primărie. Dumneavoastră aveți toată documentația. Cei care întocmesc aceste documentații pentru obținerea autorizației au nevoie de toate aceste documente care sunt la primărie. Altceva mai aveți, doamnă directoare? Cine reprezintă școala gimnazială Don Gabi? E cineva dintre dumneavoastră care... Nu, acolo nu sunt probleme. Acolo nu sunt... Pot să le iau cuvântul de acolo. Acolo nu sunt probleme deocamdată, dar cred că o să fie și acolo cu probleme cu ISU, că peste tot e problema asta. Nu numai aici în Ghimeș, dar aici în Ghimeș la toate școlile sunt probleme. Cealaltă problemă care este aici cu liceul ăsta, noi am luat o hotărâre și dumneavoastră, mai ales domnul președinte, a făcut și o propunere, a făcut studiu de fezabilitate, dar aici, din păcate,
conducerea noastră nu a făcut demersul și de aia am ajuns în situația asta unde am ajuns, că nu corespunde. Când am luat în primire clădirea aia de la Consiliul Județean Bacău, era cu dedicație, adică strict necesar pentru școală. Am luat în primire și am zis atunci că trebuie să reînnoim, trebuie să facem ceva, că nu corespunde. A trecut câți ani, doamnă director? Păi ați luat în 5 ani, numai un pic. De când funcționează? Din 2010 funcționează. Din 2010. 9 ani. Și noi n-am fost în stare să facem ceva cu clădirea aia. Și acum căutăm cine e de vină. Nu? Cine o să caute? Și acum ne gândim că păi, ne închide școala și ce o să fie. Da, este o problemă foarte mare când se închide. Nu căutăm cine e de vină. Domnul, înțelegeți? Mai aveți ceva? Da, mai am. Bun. Ar trebui să luăm măsuri clare și să ne apucăm de clădirea aia dacă tot vrem să rămână liceul în Ghimeș. Trebuie să ne apucăm urgent de clădirea aia și Consiliul Local Ghimeș-Făget să dea orice sprijin pentru autorizații de PSI. Nu numai la școala profesională, ci la alte școală din comună. Mulțumesc frumos! Bine. Domnul primar, ce părere aveți dumneavoastră? Ce putem face? Da. Noi putem face multe. Multe, da, unul. Că ia-l cum putem să ajutăm? Ia-l spun. Asta știm. Putem face, dar nu deodată. Nu deodată, dar care-i primul pas ca să noi, fie liceul cu o cerere sau ceva ca să facem primul pas? Noi am zis ca să lăsăm așa anul ăsta, în primăvară, și când se duc în concediu copiii, atunci dăm un plan și îl refacem. Avem soluții financiare pentru treaba asta. E bine. Poftiți, vă scuzați că nu. Ca să funcționăm în continuare, noi avem nevoie de vizita ARACIP, autoritatea care ne dă acreditarea, autorizarea în continuare. Pentru că noi acreditarea în faza aceasta nu o putem obține și n-am putut-o obține din 2016 încoace, tot ne-am luptat să obținem acreditarea. Acreditarea se obține pe baza a două documente, autorizație PSI, autorizație sanitară. Fără acestea două nimeni nu semnează. Ați auzit și aseară colegii ce ne-a spus domnul, a întărit ceea ce știam de fapt. Nimeni nu semnează, nimeni nu ne dă acreditare. Și atunci, noi am făcut o cerere nouă de autorizare. Acum, cererea este validată la ARACIP. Ei urmează să vină să vadă în teren care este situația. Dacă stăm în clădirea liceului, garantat, unde nu avem niciun document, ne desfințează. Soluția este provizorie a ne muta la școala Bolovăniș până trece ARACIP-ul ăsta, pentru că lucrările de construcție, de reabilitare la liceul acela vor dura. Nu știu dacă în timpul verii se vor termina acele lucrări, pentru că numai proiectul durează ceva timp. Cunoaștem situația aceasta. Deci este o soluție de moment ca cei care vin să ne vadă când funcționăm într-o clădire care poate obține cel mai rapid autorizația PSI. Din toate clădirile am studiat, domnul viceprimar știe, singura Bolovănișu care îndeplinește condițiile la limite legale și poate obține această autorizație. Deci este o mutare provizorie. Înseamnă că puteți să vă mutați acolo până când se rezolvă treaba asta. E o soluție. Asta dorim, da. Domnul viceprimar, vă rog. Domnul președinte și domnul Oltean, dacă îmi permiteți să vă dau răspuns la întrebarea care a spus-o dumneavoastră că nu s-au făcut niciun demer, stați așa un pic. Înainte de a începe niște lucrări, vreau să vă informez că sunt făcute studii geo și studii de fezabilitate. Vreau să vă spun că anul trecut, de cursul anului, au fost duse negocieri și domnul Antal a contribuit foarte mult la treaba asta, de a fi readus înapoi în proprietatea primăriei, a UAT-ului. Abia în toamnă au venit domnii de la Consiliul Județean și ni s-a returnat clădiri, teren, de s-au făcut documente și noi abia după aia am putut să ne apucăm de nu abia după, că deja eram în asta de documente. Noi acum suntem în stare de documentație. Vreau să vă spun că nu putem da niciun... Dați-mi dumneavoastră, de exemplu, un constructor care vrea să vină și să se apuce de o renovare fără documentație. Nu se poate așa ceva, nici nu e discutabil. Nici nu e discutabil. Și să știți că, deci suntem, avem studiul geo făcut,
Avem depus, știți că am avut prin ședință, prin hotărâri de Consiliul Local, prin care susținem un proiect pe școală, nu era vorba atunci de un proiect, dar care nu a mai putut fi continuat, domnii care au venit atunci au cerut din prima bani, au avut o altă gândire, dar noi susținem în continuare un proiect care să fie pe liceu tehnologic. Și bineînțeles, e binevenit pe orice, și când e vorba de liceu tehnologic, secția română și maghiară, și când e vorba de școala cu predare în limba maghiară, domnul Igar, Gerge. Mi mai aveți ceva, domnul Vicius? Nu. Domnul președinte, domnule director, ce vroiam să vă întreb? Dacă tot vă mutați pe Bolovăniș, nu s-ar putea face și internat? Eu mă gândesc că totuși ar veni copii mai mulți la liceu și din alte părți, dacă ar avea cazare, și mă gândesc că totuși spațiu ar fi pe Bolovăniș. Nu știu. Domnul consilier, domnul primar zice că ăla e școala unde se duce temporar până când facem. Și dacă e bază temporară, nu poți să faci și internat și bucătărie. Adică sunt multe lucruri. Să dai autorizația să pornim, să pornească din nou. Bine, domnul consilier. Mai aveți? Mulțumesc. Doamna director. Dacă dați voie, noi avem copii care vin din comunele învecinate, Valea Rece, Palanca Brusturoasa, până la Argeș. Avem în jur de 40 de copii navetiști, chiar zilele acestea lucrăm. Și o problemă este ce facem cu copiii după ce termină orele, pentru că ei de la Ghimeș se duceau la tren, dar de la Bolovăniș trebuie să le asigurăm transportul. Și e nevoie, poate ne sprijiniți și în sensul ăsta, să le asigurăm transportul până la Argeș, până la ultimul copil. Doamna director, trebuie să depuneți o adresă către Consiliul Local. Bun. Facem totul ce putem apropie, și ne permite legea. Este vorba de bani, nu? Da. Vorba de bani, peste tot. Ce ne-am gândit noi, cadrele didactice, și vom face pe cheltuiala noastră, dacă ne dați spațiul acela de la Bolovăniș Căminul, vom asigura o ciorbă la amiază pentru copiii pe care i-am. Dacă avem spațiu la dispoziție, avem copii care fac practică, avem cadre didactice care îi sprijină și noi ne angajăm să le servim o ciorbă la amiază. Deci, domnul președinte, dacă sunteți de acord să ne spuneți. Am dus la cunoștință, doamna director, spațiu din curtea școlii, cum ar veni, adică cămin. Dacă se pune la dispoziție către școală, și eu am mai discutat și cu domnul primar, și o zis domnul primar că toate clădirile de acolo din incinta școlii să se pună la dispoziție și să... Foarte bine. Doamna directoare, vă rog să puneți pe hârtie, să ne aduceți în față. Eu sunt precis că toată lumea o să fie de acord. Cât mai urgent să ne dați să hotărâm. Mulțumim frumos. N-aveți. Vă rog frumos să mai are, mi se pare, domnul Olteanu. Și ăsta am vrut că dacă proiectantul care a venit să vadă clădirea aia, garantează că dacă băgăm atâția bani în ăla, o să ne dea Isuzu aprobare? Nu e vorba de oameni. Acolo e vorba de clădire. De proiectantul și de clădire. De aceea. Corespunde la școală, dar Bolovăniși acum. Nu, de Bolovăniși acum. La Ghimeș. Dacă permite. Vă rog să vorbiți la rând, că avem înțelege primit. Se bagă în ăla spuntă, mine. Dar fiți atent aici. A avut foarte bună idee domnul Otean. Da, este o lege care prevede clădirea aia când a fost construită. Cine știe, cineva știe? Înainte de cutremur. 130 de ani. Nu contează, că fiți atenți aici. Nu știu acum din cap care lege prevede, dar am mai discutat. Nu m-am tip. Legea prevede următoarea. 1800. Trebuie demolat. Da, se poate demola, dar fiți atenți aici. Legea prevede următoarele. Dacă a funcționat școala în el și este construită în 1900 nu știu cât, adică înainte de. Înțelegeți? Atunci trebuie să dea autorizația ISU. Nu contează dacă... Nu e adevărat. Dacă îmi permiteți un pic, că am lucrat, hai să nu ne contradicem că nu e vorba de mine sau de unde e ideea mea. Deci tocmai de asta s-au făcut studiile GEO, pentru că prevede la un moment dat toate clădirile care sunt construite înainte de cutremurul din 77, nu?
deci care au fost înainte de cutremur, deci necesită ceva îmbunătățit, deci niște lucruri mai speciale, exact ca și la școala Târăuș. A necesitat la un moment dat o consolidare cu plase de fier. Bine, bine, asta o să se discute când vine. Deci eu am înțeles, dar este o lege, la legea respectivă, că funcționează foarte mult școli în România, care erau școli în clădirile vechi, construite înainte de 1960. Înțelegeți? Domnule, are perfectă dreptate în ce spune. Condiția este să nu fie intervenit la spații, da. Să nu pui termopan între da. Timp și să nu-i schimbi destinația. Da. Acolo a fost cămin spital da. Da. Și acum da. Este unitatea da. De învățământ. Da. Se aveți poate... perfectă dreptate, așa este. Așa da, bine, bine am trecut de domnul. Ce da. Mai aveți? Deci, referitor la punctul ăsta, aș avea și eu întrebare la domnul primar. A spus dumnealui că doar temporal, dar dacă școala Bolovăniș corespunde din toate punctele de vedere, mai ales că profilul liceului e și agricultură și agroturism și corespund clădirile, plus se poate crea un internat. De ce doar temporal? De ce trebuie băgat? Bine, trebuie făcut. Se poate face un alt liceu cu alt profil. Dar dacă ăsta îl avem și școala corespunde, clădirile, internat, cămin, ce avem acolo, o grămadă de clădiri, de ce doar temporar? Domnul Vârsa, domnul primar o idee, dar dacă corespunde și pentru învățământ și primește toate avizile, poate să rămână, că mai avem copii, mai facem, nu e nicio problemă. Asta nu e o problemă de discutat. Doamna directoare și dânsii sunt acolo, dacă sunt mulțumiți și au aprobare, nicio problemă. Important e ca noi să obținem în continuare autorizarea să putem exact. Funcționa cu clasele liceale. Deci soluția este, nu? Da, aceasta este soluția, pentru că în viitor toate școlile trebuie să aibă autorizație ISU și Doni Garga și Târhăușu și Răpitișu, absolut toate clădirile. Nici unul nu are, pe Vale asta nimeni nu are autorizație. Vă mulțumim, cred că am epuizat mulțumim proiectul, numai puțin, că mai aveți o adresă aici, văd de la Bacău dumneavoastră și aș vrea să citesc până sunteți și dumneavoastră aici. Către Liceul Tehnologic Făget. În atenția doamnelor Aru Ramona, Spivac Mariana, Crăciun Cristina, pentru informarea cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Făget, cu dreptul de părinți, Consiliul Local Ghimeș Făget. Și ăsta, cred că dacă e Consiliul Local, ne interesează și pe noi, nu? Ca urmare a memoriului înregistrat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău cu numărul 1728 din 14.03.2019, vă comunicăm cele de mai jos. Nivelul liceal al Liceului Tehnologic Făget a fost autorizat să funcționeze provizoriu conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu numărul 3254 din 17.02.2010. Prima generație a absolvit în anul 2014, iar conducerea liceului trebuie să solicite acreditarea în termen. Trebuia să solicite acreditarea în termen de 2 ani de la data absolvirii primei promoții. Ați solicitat, doamnă directoare? Da. E bun? O să vă aducem dovezi. Nu ne trebuie. Cuvântul e o dovadă bună, nu ne mai trebuie. Sub sancțiunea ridicării autorizației și funcționare provizoriu de către Ministerul Educației Naționale, așa cum era prevăzut la articolul 31 aliniatul 1 litera C din ordinul de urgență a Guvernului numărul 75/2005. Prima cerere de acreditare s-a depus în iulie 2018, dar cererea a fost respinsă de Aracip. Deoarece nu s-a încălcat în aplicația dedicată în termen documentele solicitate. A doua solicitare s-a făcut de către conducerea unității de învățământ în februarie 2019, însă cererea a fost respinsă deoarece a fost depusă în afara termenului de maxim 3 ani. De ce, doamnă directoare, a fost depusă mai târziu? Tocmai de aceea vă aduc, domnule. Vă rog să luați loc, nu trebuie să ridicați. Nu, obișnuința și la clasă, nu vorbim de jos. Este acolo o inadvertență a inspectoratului școlar, la care noi am făcut un nou memoriu, o adresă. Justificativă cu documente, pentru că pe platforma Araci prima cerere a fost depusă în 27 a 2 a 2017, nu în iulie 2018.
Înțelegeți? Iar cei de la Aracip au fost foarte cinstiți cu noi și ne-au spus clar, o acreditare costă 13.400 de lei. Și ne-au întrebat din timp, aveți autorizație sanitară și autorizația ISU? Nu. Venim la voi, vă pierdeți banii, nu vă dăm fără aceste două. Și ne-am retras în 3 ani de zile, asta spuneam, că de pe platformă, este Aracipu are o platformă acolo, dacă ai încărcat un document, nu poți să-i schimbi data. Bine, vă mulțumim. Vă aducem documentele. A doua solicitare a fost făcută de către conducerea unității de învățământ în februarie 2011, însă cererea a fost respinsă deoarece a fost depusă în afara termenului de maxim 3 ani la absolvirea primei promoții, așa cum prevede articolul 31 aliniat 1 litera C din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 75/2005, aliniat introdus prin ordonanța de urgență 48/2018. Termenul de depunere a cererii în vederea acreditării unui nivel de învățământ sau unei specializări, clarificări, program de studii de învățământ preuniversitar este de maxim 3 ani de la data absolvirii complete a unui nivel de învățământ de către prima promoție sub sancțiunea școlarizării în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere. Iar în adresa numărul 583 din 0503-2019, Aracipul informează unitatea de învățământ că va demara procedura de ridicare a autorizației de funcționare provizoriu. Având în vedere că în planul de școlarizare se propun doar clasele pentru nivelul filieră, profilul, specializare, calificare, profesionale, programul de studii, forma de învățământ, pentru care unitatea de învățământ are, prin ordin de ministru, autorizarea de funcționare provizoriu acreditată în ședința Consiliului de Administrare a Inspectoratului Școlar Județean Bacău, din data de 28.01.2019, nu s-a aprobat clasa nouă, liceal și profesional, pentru anul școlar 2019-2020. Iar celelalte clase de la nivel liceal și profesional vor funcționa în lichidare. În urma, în luna martie 2019, s-a depus o nouă cerere de autorizare de funcționare provizorie, însă numai după emiterea ordinului de ministru privind autorizarea de funcționare a nivelul liceal vor putea fi aprobate clasele de nivel liceal și profesional la Liceul Tehnologic Făget. Pentru a aproba clasa nouă în anul școlar 2019-2020, ordinul privind autorizarea provizorie trebuie să fie publicată în Monitorul Oficial al României până cel târziu la publicarea broșurii care cuprinde toate informațiile privind admiterea, adică 13 mai 2019, conform Ordinului Ministerului Educației Naționale numărul 4829 din 28 din 2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020. Cam asta este situația. S-a discutat despre toate punctele. Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rețeaua școlară pentru învățământ. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Proiectul de hotărâre a trecut. Vă mulțumim! Doamnelor, vă mulțumim! Cel mai important lucru să avem copii și peste 5 ani de zile. În condiții dacă în vreți să mai rămâneți cu 100 de oameni în comuna asta și se nasc 30, avem o problemă. Avem o problemă, așa că tinerii trebuie trăiți. 65% sunt pregătiți. Domnul consilier, lăsați după ședință discuții, bine? Cu natalitatea. Cu natalitatea. Sunt tineri și de-aia că sunt... Primar mi-a tras atenția ca să țin disciplina și ordinea în ședință. Da. Trecem la un alt proiect. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutul de funcție a aparatului de specialitate a primarului comunei Gineș-Făget. Vă rog să luați rog. Scuzați-mă. Ce ai făcut? Aici ce avem, doamna secretară? Avem... Avizul ANSP-ului, care este cel mai important. Avizul, raport de specialitate avem. Expunere de motive avem. Domnilor consilier. Domnul Orteanu. Am înțeles. Mă ridic și plec de aici dacă vorbiți. Stăniți dumneavoastră și continuați. Bine? Am înțeles. Foarte bine.
rog să fiți atenți. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutul de funcție a aparatului de specialitate și a primarului comunei Ghimeș-Făget. Avem raport de specialitate, avem expunere de motive, ce mai avem? Aviz. Și aviz. Să le citesc pe toate sau... Aveți dumneavoastră acolo? Hai, le citesc proiectul. Proiectul de hotărâre. Noi avem aici în față. Avem proiectele. Adică cred că aveți în față, dar e datoria mea să vă expun proiectul de hotărâre, domnul Olteanu. Ca președinte trebuie să vă citesc. Bine? Expunerea de motive. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei a statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului comunei Ghimeș-Făget. Având în vedere adresa instituției prefectului județului Bacău, numărul 11.125 din 30.05.2018, prin care stabilește numărul maxim de personal pentru unitatea administrativă teritorială Ghimeș-Făget. Avizul Agenției Naționale de Funcționari Publici, numărul 3850, conexat cu numărul 1494, numărul 66.304 și numărul 66.293, și numărul 61.767/2019 pentru stabilirea funcțiilor publice în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ghimeș-Făget. Raportul de specialitate numărul 1832 din 2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului comunei Ghimeș-Făget. Expunerea de motivă numărul 1833 din 22.03.2019 a primarului comunei Ghimeș-Făget privind aprobarea organigramei statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului. Potrivit prevederilor legii numărul 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicat cu modificări și completări ulterioare. Hotărârea de guvernul 611/2018 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificări și completările ulterioare. Legea 53/2003, codul muncii republicată cu modificări și completări ulterioare. Legea 153/2017 privind organizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificări și completări ulterioare. În termenul prevederilor articolul 36 alineatul 1, articolul 45 alineatul 1, articolul 48 alineatul 2 și articolul 115 alineatul 1, litera B din legea numărul 215/2001 privind administrarea publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate a primarului comunei Ghimeș-Făget conform anexei 1, care face parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre. Articolul 2. Se aprobă statutul de funcție a aparatului de specialitate a primarului comunei Ghimeș-Făget conform anexei numărul 2, care face parte integrată a prezentului proiect de hotărâre. Articolul 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. Articolul 4. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil și contencios administrativ și fiscal. Potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contencios administrativ cu modificări și completări ulterioare, respectându-se procedura de reabilitate. 5. Primarul comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va aduce la îndeplinirea prezentului proiect de hotărâre. Inițiator primar Gerber Imurș. Contra primar. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pentru proiectul de hotărâre. Domnul președinte, da. Dacă îmi permite. E venit domnul de la Mariram. Bun, atunci să luăm. Ar trebuia să zică. Dar este sau? Este. E la telefon. Ar trebui să luăm, pentru că mai avem mai multe. Vă rog, cine... Dar dânsul vrea să participe la toate și... Da, stai, te rog atunci cineva să-l anunțe, dacă vreau. Nu, am zis nimic, am zis ca să... A propus domnul viceprimar, ăla este proiectul numărul, zice, ca... Legarului proiect de hotărâre. Unde a? Care este? Scuze, am avut... Un telefon important și... Asta. Domnul Bârsan, sunteți aici, vreau să luăm proiectul care vă interesează, că eventual dacă aveți treabă să nu stați. Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea de înlesiri de plată impozitului pe mijloace auto, dotare de către SC Mariram, Forest SRL.
Având în vedere raportul de specialitate numărul 1830 din 22.03.2019, întocmit de către compartimentul impozite și taxe locale, privind aprobarea de înlesniri la plata impozitului mijloace auto și amenzi datorată de către SECE firma Mariram FRL. Cererea numărul 1571 din 2012, prin care doamna Bârsan Maria, administrator la SECE Mariram FRL, solicite eșalonarea datorilor către UAT Gimeș-Făget pentru o perioadă de 6 luni. Expunerea de motivă numărul 1831 din 22.03.2019 a primarului Comunei Gimeș-Făget privind aprobarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, mijloace auto și și amenzilor datorate de către SECE Mariram FRL. Potrivit prevederilor legale, articolul 20 din legea numărul 273/2006 privind finanțarea publice locale cu modificări și completări ulterioare. Articolul 185 alineatul 1 litera A din legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Prevederile titlului 9 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Prevederile HG numărul 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Articolul 36 și articolul 63 din legea numărul 215/2001 privind administrarea publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolul 36 alineatul 2, articolul 45 alineatul 1, articolul 48 alineatul 2 și articolul 115 alineatul 1 litera B din legea numărul 215/2001 privind administrarea publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune 1. Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului de impozit de transport și amenzi datorat de către SECE Mariram FRL în sensul eșalonării plății sumei de 9.488 de lei pe care pe o perioadă de 6 luni, conform graficului de la eșalonare prevăzut în anexa care face parte integrală din prezentul proiect de hotărâre. Termen de eșalonare începe de la data de 15 aprilie și expiră după 6 luni, în luna septembrie 2019. Articolul 2. Pentru a beneficia de acordarea de înlesniri trebuie îndeplinite următoarele condiții. Să nu se află în procedură insolvenței conform legii 85/2014 privind procedurile de prevenire și insolvențe și de insolvență. Să respecte termenele și sumele de plată din graficul de eșalonare. Prezenta hotărâre își pierde valabilitate la data la care nu sunt respectate termenele prevăzute de graficul de eșalonare. Pierderea valabilității eșalonării la plata atrage începerea sau continuarea executării silite pentru suma restanță. Dispozițiile prezenței hotărâri se completează cu prevederile codului de procedură fiscală. Articolul numărul 3. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contencios administrativ cu modificări și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 4. Primarul Comunei Gimeș-Făget, județul Bacău, va aduce îndeplinirii prezentului proiect de hotărâre. Dacă are cineva cu privința la proiectul de hotărâre care. Vă rog, domnul Moteanu. O singură propunere am. Cu ocazia asta e foarte bine că dacă acceptăm foarte bine că luăm banii de la domnul reprezentant de la Mariram Forest, luăm banii și pe viitor ar trebui să înștiințăm din comună toate firmele care au peste 5.000 de lei, că se poate eșalona dacă vrea să plătească legea cineva. Legea permite și să vină cu graficul și să face pentru toate firmele, nu numai la unul, că așa putem să facem încasările de la firmele respective. Domnul Ortean, mulțumesc frumos. Cine are bani, pagă să plătească și de ori. Dar știm foarte bine că sunt restanțe, nu numai la o firmă, sunt la mai multe firme și atunci să vină și să aducă banii, nu contează în rate, cum poate, un an, 6 luni, 12 luni, cât prevede legea, numai să ne aducă bine, banii la firmă. Bine, altcineva, mulțumesc dacă mai are cineva, supun la vot. Cine e pentru? Doamna Măscudați. Da, pentru a
primi aprobare de înlesnire la plată, trebuie să îndeplinite niște condiții. Și există o procedură anexată acolo la dumneavoastră, dar trebuie să dați citire condițiilor de acordare. Eu cred că știe toată lumea condițiile, dar le citesc. Asta e, nu? Condiții de acordare. Bun, e vorba de legea? Din procedurile articolul 185 din 207 pe 2015, e vorba de procedură fiscală. Legea numărul 207 din 2015 privind codul de procedură fiscală, articolul 185, alineatul 1. Și articolul 4. Condiții de acordare. Pentru acordarea eșalonării la plată a obligațiilor de plată restantă, persoana juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții. A. Administratorul trebuie să constituie o garanție care constă într-o scrisoare de garanție bancară care trebuie să acopere 100% din totalul obligației de plată restantă pentru care s-a acordat eșalonarea. Avem așa ceva? Ce? În cazul ăsta la proiect. El va avea obligativitate. Avea. Bun. Să aibă depuse toate declarațiile fiscale la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administratorul trebuie să depună declarații pe propria răspundere în care să reiasă că nu se află în procedura insolvenței, falimentului, potrivit prevederilor legale în vigoare și că nu i s-au stabilit răspunderea potrivită prevederilor articolul 169 din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și a insolvență, răspunderea solidară potrivit prevederilor articolul 25-26 din legea 2007 din 2015 privind codul de procedură fiscală, de copia ultimei situații financiare anuale, e ultima balanță de verificare întocmită lista mijloacelor fixe după caz, programul de redresare financiară semnat de reprezentant legal al contribuabilului, care va conține și argumentarea posibilității plăților în perioada solicitată la eșalonare. Cam asta sunt condițiile. Vă mai interesează ceva să vă citesc? Mulțumesc. Bun. Atunci supunem la vot. Încă o dată, cine e pentru? Cine noi putem aproba, doamna contabilă respectă legea. Da. Normal, dacă se respectă legea, nu e nicio. Asta s-a dus. Domnul, aveți și ceva de... Sigur, dacă tot sunt de ocazie și v-aș ruga și la punctul care vizează parviziile. Trecem și pe acolo. Pentru că, vedeți, impozite sunt de plătit și bani mai puțin. Dacă nu putem lucra și sunt partiți din comuna noastră și ar trebui să aprobăm ca să putem lucra, să avem bine. Din ce plăti impozitele. Vă mulțumesc mult și o zi bună. O zi bună, numai bine. Sănătate. Avem... 2, regulamentul. Da. Avem hotărârea. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunei Gimeș-Făgeți. Având în vedere raportul de specialitate numărul 1835-2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunei Gimeș-Făgeți. Expunere de motive. 1836-2019 a primarului comunei Gimeș-Făgeți privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului. Potrivit prevederilor legii numărul 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici republicată cu modificări și completări ulterioare. Hotărârea Guvernului numărul 611 din 2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare. Legea numărul 53/2003 codul muncii republicată și cu modificări și completare ulterioare. Legea numărul 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractului cu autoritățile, instituțiile publice. Articolul 36 și articolul 66 din legea numărul 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. În termenul prevederilor articolul 36 din aliatul 2, articolul 45 aliniatul 1, articolul 48 aliniatul 2 și articolul 115 aliniatul 1 din 1 litera B din legea 2015/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Hotărăște
Articolul 1. Se aprobă regulamentul de funcționare aparatului de specialitate a primarului Comunei Ghimeș-Făget, conform anexei numărul 1, care face parte integrală din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezenței hotărâri se încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. Articolul 3. Prezentul proiect de hotărâri poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii numărul 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificări și completări ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 4. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va aduce în depunere prezentul proiect de hotărâre. Dacă aveți ceva nelămuriri, cineva la proiectul. Nu sunt. Propun aprobare. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Aprobă. Mergem la închiriere și concesionare. Indexarea taxelor. Da. Proiectul... Cu asociația? Nu, indexarea taxelor este pe numărul 6 pe ordinea de zi. Pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere și concesionarea unor imobile aflate în domeniul public au luat eul Ghimeș-Făget, județul Bacău, pe anul 2019. Având în vedere raportul de specialitate numărul 1946 din 26.03.2019, întocmit de către compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Ghimeș-Făget, fiind indexarea taxelor de închiriere și concesionarea unor imobile aflate în domeniul public, luat de Ghimeș-Făget. Expunere de motive numărul 1947/26.03.2019 a primarului Comunei Ghimeș-Făget privind indexarea taxelor de închiriere și concesionarea unor imobile aflate în domeniul public al UAT Ghimeș-Făget. Adresa INS. Statistică numărul 1968/26.03.2019 prin care comunică indicele de inflație pe anul 2019. Potrivit prevederilor, articolul 36 alineatul 4 din legea numărul 215/2001 privind administrarea publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Prevederile articolul 491 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare. Prevederile articolul 5 alineatul 1 alineatul litera A, articolul 16, aliniatul 2, articolul 20, aliniatul 1, litera B și articolul 27 din legea finanțelor publice locale, numărul 273/2006, cu modificări și completări ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă indexarea taxelor de închiriere și concesionare a unor imobile aflate în domeniul public al UAT-ului Ghimeș-Făget pe anul 2019, cu valoarea indiceului de inflație conform INS de 103,03% pe an. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat Tribunalului Bacău, secția 2, civil și contencios, administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004, privind contencios administrativ cu modificări și completări ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va aduce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Doamna secretară, care asta sunt... Asta ce înseamnă? Nu mai pot, imediat de asta zic să... În valoarea în expunerea de motive, da? Dacă vreți să ne prezinte doamna contabil. Da, deci avem 4 contracte de închiriere și 2 de concesionare. La valoarea contractului care este stabilită, se indexează cu suma de 103,03%. Deci, de exemplu, la Evafar, deci valoarea contractului de 2534, îl mulțim cu 103,02 împărțit la 100 și iese o sumă de 2060,78 lei. Doamna contabilă, mă scuzați puțin. Avem 4 firme, nu? Care, da. Mă rog, ca fiecare. Spuneți care sunt firmele. Fiecare firmă și să vă ducă ce valoare. Deci Evafar, nu? Evafar are 2610. Dar care e firma asta? Zice, Evafar SRL. Firma. Ăla e Pețmăie. Pețmăie. Eu. Pețmăie.
A doua, ISC Anita Ibolia Beauty SRL. Are 185,45 de lei pe an. Cine da asta? Cine? E spațiul care e închiriat la primăria veche, cu aforul. Cu aforul, da. Acta are de plătit 309,09 pe an, care am închiriat într-o ședință de Consiliu Local, 2 metri pătrați sau nu știu cât la, da, pentru... Și cabinetul stomatologic care de plătit 3090. Aici am eu o problemă. 3090 pe an. Omul vrea să plece dacă nu-l ajutăm cu ceva. Cu ce să-l ajutăm? Și să cumpere lemne de foc. Dar mai mult de atât, cu ce să vă putem ajuta? Și acum cât e? Cât plătești de pe lună? 3090 împărțit la 12, nu? Da. Cât? 1500... 100, 100, 50 ceva, hai să fim serios, luat-i două măsiri. Exact. Nu, dacă e să ăsta plânge. 1000, 1000. 100 ceva, 3000 ceva pe an. Da, și am făcut, am schimbat centrala aia mașină. Dar de când asta? Că am înțeles că lunar plătea peste 1000 și ceva. Așa am văzut de oameni. Nu e adevărat, să înțeleg. Plătea pe lună 250 de lei. Și mult? Păi dacă stai... Nu, nu, atunci ai o... Dar tu ce te dormește în 50 de zile. Dar vorbiți și cu tine, Antoine. Da, dar... Da. Ceva nu e regulat. În fine, celălalt, doamnă contabilă. Într-adevăr, nu, asta nu. De concesiune. Trebuie mers la el să discutăm. Trebuie să te duci. La concesiune avem 10 Alde Peter SRL, care plătești 669,70. Cine e asta? Oltean. Oltean. Bine, mulțumit. Cine e cine? Și 10 Oltean Transforest. Nu mai puțin, doamnă. Nu, doamna, are proiectul de hotărâre cu comodatul. Nu, dar trebuie să luăm, e tipul ședinței, trebuie să vedem dacă intră cineva, putem, se poate, nu se poate, trebuia să vie la începutul ședinței, doamnă. Mi s-a spus la 11, da? Să vin, da. De la școală și cu ce e? Proiectul de hotărâre cu contractul de comodat. Bine, doamnă, vă rog să luați loc și vă luăm imediat proiectul și ca să nu stați deloc. Da. Și ultima este 10 Oltean Transforest, care are de plătit 397,70 lei concesionare. Bun. Domnii consilieri, sunteți pentru? Cine e pentru? Cine nu are voie să voteze. Care au voie personal, patrimonial, nu au voie să voteze. Pentru cine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Pentru și 3 abțineri. Vă rog pentru doamna. Nu v-am lăsat pe mapă și dumneavoastră? Care este? Care nu este pe ordinea de zi. Și am introdus la urmă. Are ani. Ce vorba asta? Doamna vrea să facă un contact de comodat. Pentru o sală de clasă, ca să obțină un comodat. La făgetul aici, la secția maghiară, la făgetul. La făgetul. Asta cum și avem... Nu avem nevoie de autorii de consiliu. Avem sală, avem... Sau este... Doamna director și-a dat acordul că nu încurcă... Nu încurcă învățământ. Da. Învățământ. Și ce o să fie acolo? E asociația cu primul cean grăi, fără frontiere. E nevoie de sed. Unde este desfășurat activitatea? Asta este hotărârea, asociația. Vor să obțină acest proiect prin gaz, banii de consiliu. Da, și trebuie aprobarea Consiliului Local. Da, și trebuie o hotărâre de comodat. Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat asociatul copiilor Ceangăi, fără frontiere pentru utilizarea unei sări de clasă în cadrul școlii gimnazială, făcet fosta școală profesională numărul 2, secția maghiară, structura a școlii gimnaziale Doni Gheargă Ghimeș. Având în vedere de raportul de specialitate numărul 2050 din 28.03.2019, întocmit de către Secretarul Comunei privind aprobarea încheierii unui contract de comodată cu Asociația Copiilor Ceangăi fără frontiere. Cererea numărul 2048 din 28.03.2019, prin care
Domnul Tom Coale, președintele Asociațiilor Copiilor Ciangăi Fără Frontiere, solicită încheierea unui contract de comodat între Asociația Copiilor Ciangăi Fără Frontiere și Comuna Ghimeș-Făget pe un spațiu sală de clasă în cadrul Școlii Gimnaziale Făget, fosta școală profesională numărul 2, secția maghiară, structura Școlii Gimnaziale Doni Gargie din Ghimeș. Expunerea de motive numărul 2051/2803/2009 a primarului Comunei Ghimeș-Făget privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Asociația Copiilor Ciangăi Fără Frontiere pentru utilizarea spațiului în vederea desfășurării proiectului Investiții pentru conservarea tradițiilor ciangăilor din Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Avizul domeniul director al Școlii Gimnaziale Toni Gargie Ghimeș, numărul 2049 din 2803-2019, prin care este acordat cu încheierea unui contract de comodat între Asociația Copiilor Ciangăi Fără Frontiere din Comuna Ghimeș-Făget pentru utilizarea unui spațiu sală de clasă. Hotărârea AGA, Asociației Copiilor Ciangăi Fără Frontiere, numărul 11/2703/2019, privind implementarea proiectului Investiții pentru conservarea tradițiilor ciangăilor din Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Potrivit prevederilor, poziția numărul 68 în intervalul domeniului public al comunei, aprobat prin hotărârea Guvernului 1347 din 2008, hotărârea numărul privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul preuniversitar de stat, propusă să funcționeze în anul școlar 2019-2020 din Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Legea numărul 287/2009 privind codul civil republicat cu modificări ulterioare, legea 2013/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare. Articolul 124 din legea numărul 215/2009 privind administrarea publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare. În termenul prevederilor articolul 36 aliniatul 1, articolul 45 aliniatul 1, articolul 48 aliniatul 2 și articolul 115 aliniatul 2, litera B din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificările și completările ulterioare. Propune articolul 1 se aprobă încheierea unui contract cu Asociația Copiilor Ciangăi Fără Frontiere și Comuna Ghimeș-Făget pentru utilizarea unei sări de clasă din cadrul Școlii Gimnaziale Făget, fosta școală profesională numărul 2, secția maghiară, structura școlii gimnaziale Doni Gargie, care va desfășura și promova activitățile socioculturale înainte implementarea proiectului Investiții pentru conservarea tradițiilor ciangăilor din Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, conform anexei care face parte integrală din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Se aprobă modelul contractual de comodat a procesului verbal de predare-primire care va încheia între Comuna Ghimeș-Făget și Copiilor Ciangăi Fără Frontieră, conform anexei care face parte integrală din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civil la contencios administrativ și fiscal potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contencios administrativ și cu modificări completările ulterioare respectându-se procedura prealabilă. Articolul 4. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, directorul Școlii Gimnaziale Făget, fosta școală profesională numărul 2, secția maghiară, structura Școlii Gimnaziale Doni Gargie, Ghimeș, județul Bacău, vor aduce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Domnilor consilier, dacă are cineva ceva de adăugat. Dacă nu are, propun spre vot. Cine e pentru? Toată lumea pentru proiectul a trecut. Da. Tot la treabă. Să rămână, să rămână. Mergem la Asta e punctul? Nu e punctul.
Înaintea indexării. E punctul 6. Punctul 6. Punctul 6. Nu, punctul 6 indexarea. Punctul 7. Punctul 7, execuția lucrătorului, da? Aici ce avem? Proiectul de hotărâre, avem expunere de motive, nu? Da. Raport de specialitate. Execuția efectivă. Sunt multe aici. Aici trebuie, cred, tot doamna contabilă să ne explice mai mult, da. Nu? Vă citesc proiectul de hotărâre și după aceea doamna contabilă ne explică mai multe. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2018 a Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău. Având în vedere raportul de specialitate numărul 1948 din 2603-2019, întocmit de către compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Ghimeș-Făget, privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2018. Expunerea de motive numărul 1949 din 2603-2009 a primarului Comunei Ghimeș-Făget, privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2018. Potrivit prevederilor, articolul 36 alineatul 4 din legea 215 pe 1 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare. Articolul 57 alineatul 1 și articolul 73 alineatul 3 din legea 273/2006 privind finanțarea publică locală cu modificări și completările ulterioare. În termenul prevederilor articolul 36 alineatul 2, articolul 45 alineatul 1, articolul 48 alineatul 2 și articolul 115 alineatul 1 litera B din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară locală la Comuna Ghimeș-Făget pe anul 2018 conform anexei care face parte integrată la prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil și de contencios administrativ și fiscal potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contencios administrativ cu modificări și completări ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va duce la îndeplinirea prezentului hotărâri. Domnilor consilieri, dacă cineva are ceva de... Doamna contabilă, fireastră? Dacă se expun... Să citesc expunerea din urmă. Adică dacă domnul consilier solicită. Solicită. Deci noi comisia... Avem la toate trei comisii aprobări. Da, mi-a zis. Nu știu dacă l-au completat. Ați mai completat? Nu. Doamna, domnul Olcean, vă rog. Asta e execuția bugetară pe anul trecut, nu? Da, da, da. Așa am înțeles că ați cheltuit pe cetate Racoți niște bani. Da, pe studii. Pe studii. Ce fel de studii și în ce stadiu este, dacă se poate întreba, dacă toți sunteți aici dumneavoastră? Da. Păi am refăcut proiectul pentru acoperiș. Pentru? Acoperișul. Structura acoperișului. Știți că pe vechiul proiect era sticlă. Da. Așa. Acum s-a găsit o altă soluție. La dar acoperiș. Să nu ziceți că cu tablă se acoperă. Nu cu tablă. Sper. Nu. Sper. Nu. Și în ce stadiu sunteți cu autorizările? La autorizări avem certificatul de urbanism, da. Este valabil. Da. În momentul când o să avem proiectul aprobat, noi încercăm să facem și prin fonduri europene, dacă reușim. Da. Avem și avizul de la culte. Avem, da, avizul care e cel mai important, da, la post. Deci avizele avem toate. Urmează acum să... Autorizația de funcționare. Depunere de documentare pentru autorizație. Da, da. Încă o propunere, adică nu o propunere, am, da, niște informații că s-a strâns foarte mulți bani pe tema asta, sunt pe niște conturi și așteaptă să fie gata autorizația, că vrea să vireze la primărie banii. Că noi am adus o hotărâre atunci că primim de la oricine banii, tăiem chitanța sau pe bază de contract. Un cont separat pentru ăsta. Și așteaptă autorizația de funcționare. Nu cred că o să avem nevoie pentru treaba asta, pentru proiect, că proiectele o să deruleze încă 2, 3, 5 ani. Și dacă obținem un proiect anul ăsta? Foarte, foarte bine dacă obținem, dar știm cum merg lucrurile. Avem nevoie și de restul banilor. Da, corect. Dar dacă tot s-a strâns bani pentru treaba asta, atunci de ce să nu acceptăm și să pornim la treabă? Nici nu se pune problema să nu le acceptăm, dacă îmi permite, domnul președinte.
Dar dacă obținem un proiect, cumva exact același lucru e. Adică tot ar fi, tot la un moment dat ne-am putea folosi și de banii dânșilor și de proiect. Și poate am putea suplimenta în zona aia dezvoltare. Și întrebare atunci pentru domnul viceprimar, că el se ocupă cu autorizația. Când credeți că o să avem o autorizație nouă emisă de la județul? V-am spus, cea mai grea autorizație a fost să ne revină aia de la culte. Și acum o avem în mână la de la prefect. În timp așa, martie, iunie, aprilie, la anul, februarie, când o să avem? În aprilie, termen, așa. La jumătatea lui aprilie. Deci vreau să vă repet că am mai umblat odată după autorizație și nu e vina noastră. La un moment dat a fost prelungit atunci când a fost licitația și a expirat autorizația, dar... Am discutat de multe ori, ăsta acum am pus întrebarea, când credeți că o să avem o autorizație? Deci noi credem că în următoarea lună să avem autorizația nouă și să scoatem la licitație din nou... Trebuie să scoateți din nou la licitație? Părerea mea să întrebăm și pe domnul primar, domnul consilier. Domnul primar poate să zică o dată fixă. Domnul consilier, ăsta treaba viceprimarului, am dat ordin ca să lucreze el. Și nu vă bag sub mâna lui, dacă s-a apucat de ceva, iau de ceva. Doamna, ai trasă, domnul Tean, mai aveți? Nu mai am, mulțumesc frumos, atunci așteptăm autorizația. Cu ce dată este eliberat certificatul de urbanism și cât mai are valabilitate? Are valabilitate și acum... Deci, nu, că acum le verifică. Nu avem era o interpretare, era o interpretare la autorizația de construcție, că la un moment dat scria 2 ani pe autorizația aia. Dar 2 ani scria dacă s-a dat ordinul de începere. Și acolo a fost o chestie de... Na. Deci la un moment dat numai 2 ani, dar numai dacă este dat ordinul. Și cum n-a fost terminată licitația, nu s-a putut da ordinul de începere. Și de fapt, numai pe un an de zile e dacă nu se dă ordinul de începere. Și cererea pentru eliberarea autorizației de construcție a fost depusă? Cererea? Dar nu acum, când nu, pentru că săptămâna asta am primit de la culte. La culte e foarte greu. Deci încă nu aveți avizul de la culte. Ba da. Ba da, ne s-a emis avizul de la culte, o ajuns la noi și săptămâna care vine pleacă Victor la drum cu restul documentelor să-l depunem. Cu toată documentația. Trebuie să depui dosarul cu totul, cu absolut tot. Nu pe rând. Cu studii, cu tot. Bine, altceva mai rând. Bani strângi de la Enoria, de nu știu de la asta care vine în turism, sunt peste 2 miliarde de lei adunate momentan. Deci nu cred că cine se le poate strânge după consiliu? Domnul Deachi, domnul. Are foarte mulți bani și trebuie aici. Mai are cineva de ceva de adăugat sau o întrebare? Mulțumesc frumos, nu. Supun la aprobare proiectului de hotărâre de aprobare a cheltuielilor bugetare pe anul 2018. Cine e pentru? Cine e împotriva? Cine se abține? Se abține domnul Versace. Și doamna. Și doamna. Să treceți în raport. Motivul. Nu e obligatoriu. Nu, legea nu prevede ca să scrie. Eventual, dacă se abține, nu e nevoie să scrie. Se abține motivat. Nu e de acord. Da. Bine, da? Mai avem 2 proiecte, domnilor consilieri. Trecem la proiectul numărul care cu, zice, materialele noastre va fi recoltate. Aprobarea listei partizilor. Care este? Vă rog să ne aduceți contractul de administrare dintre Ocol și primării. Trebuie să fie și la primărie aici, în contract de administrare. Vă rog să ne aduceți. Avem aici, avem legea lista partizilor, avem s-a refăcut lista partizilor, nu? Dar bine, luăm. Și așa cum ați cerut? Adică nu, că am cerut că așa e normal. Văd că aici, ce avem, 2 partizi? Astea sunt pe accidentare. Pe accidentare? Astea sunt pe tăierrație. Să vedem tot că nu e pentru agența economice, avem pentru populație de loc. Dar nu ați aprobat volumul în decembrie 2018? Deci, destinația. Deci destinația și volumul e aprobat.
Dar zic partiz, lista partizilor pentru populație. E din lista partizilor sunt obligați să facă pentru populație. Nu, domnul vice, mă scuzați. Legea prevede că lista partizilor pentru populație trebuie făcut separat. Așa prevede legea, nu eu zic. Și aici nu e cea bun. Nu, e, toate sunt destinația agenți economici. Agenți economici. Nu poți, nu poți să-l amesteci agentul economic cu persoane fizice. Aici trebuie să aibă o listă separată pentru persoane fizice sau pentru populație. Da, dar volumul nu a fost votat odată pentru... Vă înțeleg, dar trebuie o listă a partizilor. Adică domnul consilier Bărsan trebuie să știe că la Bolovăniș sunt 200 de metri cu domnul de la Tărăuș trebuie să știe că sunt 100 de metri cu domnul Oltea, celălalt fiecare trebuie. Lista partizilor pentru populație. Toată cantitatea care s-a schimbat de ieri până azi, mi se pare că ieri au fost 5.000 sau cât a fost ieri și acum deja 3.856 și acum e suplimentar 5.000. 5.000 s-a dat într-o noapte, au crescut, dar nu e nicio problemă, foarte bine că au crescut, nu s-au micșurat. Dar este și 3.856. Este, dar mai este. Accidental. Când am fost la comisie, era doar era 3.856. Ideea e că dumneavoastră i-a spus ca să reparte. Nu, pentru ca să fie rărituri, asta accidentale, unul deci, și principale, să fie separat. Și sunt două produse. Separat și acum sunt spuse și accidentale și separat. E și normal. Așa deci, și, așa dumneavoastră ați cerut. Așa și adică am cerut noi în comisie. Nu, dar comisie. Total a fost o altă cantitate și acum e altă cantitate. De la asta se referă. Sigur. Domnul consilier, la un moment dat zicea că mai sunt în derulare și acum partiz pentru populație. Nereprimite? Nu nereprimite. Deci nu... Dar trebuie. Nereprimite. Nereprimite trebuie să fie. Dar autorizate sunt acum. Sunt așa. Sunt autorizate. Înseamnă că fost în forță major. Înseamnă că partizile sunt din anul trecut, nu? Da. Că am observat că, am observat că anul trecut că pentru populația, cum a prezentat contabilul locului, era vorba de 11.000 de metri cubi. Nu-i puțin, domnilor, 11.000 de metri cubi pentru populație, nu știu cât a ajuns la populație. Depinde cum se ia, ajunge, numai nu prea mai sunt solicitări. Că, de exemplu, aici aș avea ceva de adăugat și cu populația și dacă trebuie, vă zic și numele, cine a ridicat problemele în privința partizilor de populație. Că așa am înțeles că nu se comunică când sunt partizile. Se comunică partizile când s-au terminat, adică oamenii se duc la partidă când hop. Să rămâne aici, în serios, nu există. Adică ori trimiteți la garda Furezilor exemplar și un exemplar rămâne aici până când... Sunt două exemplare. Nu există. Nu există. Nu există. Nu există. Nu există. Adică cum, ci nu rămâne niciun exemplar? Doamna, mă scuzați de asta. Dar nu s-a făcut copie după el. S-a trimis original la amândouă. Numărul de înregistrare aveți? Da, cum sună? Când la... Statuțin, când l-ați trimis? Păi că săptămâna trecută încă nu erau trecute. Ba da. Ba da. Domnilor consilieri, aici e o problemă. Și vă zic imediat care e problema, că doamna contabilă, așa ceva nu se poate, adică să trimiți niște acte și să nu lași pentru tine o copie. Așa ceva într-o instituție publică, așa ceva nu există. Adică hai să fim serioși, nu suntem copii. Doamna contabilă. Doamna contabilă, vă rog frumos să nu-mi ziceți mie treaba. Nu. Indiferent ori ce act trimiteți undeva, un exemplar rămâne la sediu. Vă rog frumos să nu mă luați. Trimit și unul rămâne la mine. Da, no, corect, dar aduceți exemplarul. A nostru este trimis și el și de la Ocol. Nu trebuie să vină cumva cu asta înapoi, cu asta. Da. Domnilor consilieri, ce părere aveți? Și atunci să vină de la Ocol să aducă de la Ocol. De la Ocol, dacă au. La Ocol! Nu există, nu, să avem un cor. Este semnat. Nu te zice asta. Nu e problemă. Nici ala la aici. Este semnat. Eu am un primit ultima dată și am luat pe domnul inginer. Nu e semnat. Atunci dacă nu e semnat în contractul de lucru, nu de dumneavoastră. Chiar șeful de Ocol mi-a tras atenția, zice că
nu este semnat contractul. Dacă nu este semnat contractul de administrare, înseamnă că Ocolul funcționează ilegal. Eu n-am vrut să vă contradic. Eu am aici un contract. Eu am aici un contract cu o țară. Nu e semnat. Nu, dar tot de la domnul inginer Șefa, nu din altă parte. Și din altă parte. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, da. Conform auditului Curții de Conturi, trecut prin notariat. Deci să verificăm când o vine. Așa scrie, dar zice doamna contabilă că a trimis, nu lăsat niciun exemplar, ce nu prea există așa ceva. Adică, indiferent ce act unde trimiți, un exemplar rămâne la instituție, întreprindere. Eventual, numai dacă trebuia să pună, deci, de la direcția silvică, să semnătură și să-l trimite la contract. Ei n-au, nu, erau parte în contract. Nu. Și nu aveau ce semnătură să pună pe contract. Contractul de administrare, contractul de administrare se face între două părți. Între administrator și proprietar. Cu semnătura. Și un exemplar, eventual, după ce e semnat, un exemplar se trimite la Suceava. Dar rămâne, ăla nu trebuie. Ei trimit înapoi și așa mai departe. Ați găsit? Da. E vorba de? La 80, din decembrie, destinația, nu? Asta este. Materialul nemnos. Materialul nemnos, dar eu vorbeam, doamna secretară, ar fi pentru populație. Aici arată cum o să fie situația la ceată, nu știu ce, nu este. Ingenia, nu, nu, nu. Bună ziua. Domnul contabil. Vă rog să ne aduceți sau aveți la dumneavoastră contractul de administrare. Acum am luat măsuri să ajung la... Domnul președinte, dați-ne o pauză de 15 minute. Așa, foarte. Sunteți de acord de o pauză? Da, nu, eu cred că mai avem două. Nu mai trebuie. Nu, că o parte dintre au mai ieșit la discuție și... Domnul viceprimar, dacă nu avem contractul de administrare semnată, nu avem ce lucra la proiect. Că atunci funcționează ilegal și Consiliul nu poate să aprobe proiecte la ceva care e ilegal. Nu poate, dar atunci nu funcționează ilegal. Dați o pauză, domnul Consiliu, președinte. Dar mai avem alte... Avem noi multe puncte. Erați în pauză, domnul contabil. Eu am fost la 10 minute, eu dau pauză după o jumătate de oră. Dar noi avem încă 15 minute, că nu avem o jumătate de oră, așa că... Nu bine, până atunci, până când aduce doamna contabilă, citesc proiectul de hotărâre, dacă sunteți de acord, și după aceea analizăm situația. Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei partidelor masei lemnoase care va fi recoltată în anul 2019 de către regia publică locală Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era. Având în vedere raportul de specialitate numărul 1795/21032009, întocmit de către compartimentul fond forestier din cadrul repele Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era, privind aprobarea listei partidelor a masei lemnoase care va fi recoltată de către regia publică locală Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era în anul 2019. Expunere de motivă numărul 1836/2019 a primarului comunei Ghimeș-Făget privind elaborarea listei partizilor a masei lemnoase care va fi recoltat de către regia publică locală Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era în anul 2019. Potrivit prevederilor legea numărul 46 din 2008, codul Silvic, cu modificări și completări ulterioare, legea numărul 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regie autonomă și societăți comerciale, cu modificări și completările ulterioare. HG numărul 715/2017, pentru aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificări și completări ulterioare. Articolul 36, alineatul 2, din legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și completările ulterioare. Temeiul prevederilor articolul 36, alineatul 2, articolul 45, alineatul 1, articolul 48, alineatul 2 și articolul 115, alineatul 1,
litera B din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă lista partizilor masei lemnoase care va fi recoltată de către regia publică locală Ocolul Silviu Timiș-Făget era în anul 2019 conform anexei care face parte integrală din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat. Domnul contabil. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil și de contencios, administrativ și fiscal. Potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contencios administrativ cu modificări și completări ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul Comunei Timiș-Făget, județul Bacău și Regia Publică Locală a Ocolului Silviu Timiș-Făget era vor aduce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Aici un raport de specialitate. Da. Avem raport de specialitate, avem lista partidilor destinate și modul de prețul de valorificare a masei lemnoase, avem accidentale, 8 partizi, cu, adică 8 partizi, avem 3 pe Bolovăniș, 4 pe Bolovăniș, 5 pe Bolovăniș, 6 pe Bolovăniș și avem 2 partizi pe Tărcuța. În total avem 3856 de metri cub. Toate sunt produsele accidentale 1, care necesită, când a fost dobărâturile, domnul inginer? A fost primăvara anului trecut. Primăvara, înseamnă că avem un an. Da. Cum sunt materialele noastre, cât s-a depreciat? Materialele noastre este depreciat în proporție de peste 50%. Necesită de urgență aprobarea lor și extragerea din fond forestier. Stați puțin. Care e motivul pentru care nu a fost pus în valoare și a fost pus? Nu, masa lemnoasă, deci dumneavoastră mă întrebați care e motivul pentru care nu a fost pus în valoare. Adică această masă lemnoasă a fost pusă anul trecut în valoare, în vara anului trecut. Deci la o distanță de o lună, la o distanță de o lună maxim două de la ivirea fenomenului. Deci masa lemnoasă în mai iunie. Această masă lemnoasă a fost pusă la mai iunie iulie. Unde avem APV-urile? Să văd când au fost întocmită. APV-urile. Această masă lemnoasă a fost pusă anul trecut în valoare. Înregistrat APV-ul a fost pe 18.01.2019 și întocmit. Fără dată, nu e, nu? A fost aprobat de șeful Ocolului. Trebuia să fie, domnul inginer, ceva nu e în regulă. Că sunt niște date aici. Dumneavoastră știți, ziceți că a fost pus în valoare și supusă aprobării de la șeful de Ocolul a fost pe 12.12.2018. De ce a durat, dacă a spus din luna iunie dumneavoastră, de ce a durat până în decembrie, nu mai puțin, până în decembrie pentru ca să fie supusă aprobării de către șeful Ocolului? Domnul consilier, acestea pe veri au fost puse în valoare anul trecut. Da, noi, dacă dumneavoastră știți în Ocolul Silviu, dumneavoastră știți acest Ocol, cât personal are angajat și cât suntem. Anul trecut, dumneavoastră știți ce activități mai mult. Din activitatea Ocolului Silviu, noi jumătate din timpul afectat activității de silvicultură, noi l-am pierdut pe inspecții de fond, pe reclamații, pe dosare penale, pe hârtii, copii xerox și hârtii care trebuie să le dăm către tribunale. Noi asta facem. În ultimul an de zile, jumătate din timpul acordat silviculturii, noi l-am pierdut pe reclamații, pe inspecții și pe alte acte care nu sunt. Noi am pus în valoare, noi ne-am făcut datoria. Când s-a evit fenomenul, pădurarul a depus raport de semnalare, noi am fost la teren, am pus în valoare, am constituit APV-ul, am înaintat către dumneavoastră. Am înaintat din decembrie, de anul trecut. Asta este a treia ședință de Consiliu Local în care v-am înaintat aceste hârtii și nu s-au aprobat. Este a treia oară. Nu ați depus. Atât am avut de spus. Nu mai spun nimic. Nu a fost depus corect, a fost amestecate cu produsele principale. Și legea prevede clar că produsele principale nu se pot valorifica și nu se pot pune pe liste până când produsele accidentale nu sunt exploatate. Bun, vă luați la vor specificați articolul de lege prin care spune fiecare dumneavoastră nu ați aprobat, ați respins de 3 ori pe motiv că... Când am respins de 3 ori? Că eu nu am inteles. Domnul președinte, dacă nu ați... E respins și astăzi? Asta înseamnă propuneți respingerea și eu astăzi. Eu nu propun, asta e a treia. Cu asta ai învățat, domnule. Cum adică?
Ăsta a intrat în cap că respinge, nu? Nu, președinte, dați un pic... Credeam de cere dânsul să respinge. Îmi permiteți un pic, domnul președinte? Da. Domnul inginer, vreau să vă spun, vreau să vă întreb, adică sub cantitatea asta de lemn, da, care este aici, a fost cerută în Consiliul Local să se pună, adică partizele și în anul trecut? Da. Da. În decembrie, nu? În decembrie. În decembrie s-a depus. Domnul președinte, îmi permit să vă spun, da? Eu știu că s-a pus, dacă nu v-am mintit prea asta, mulțumesc, vreau să stau în picioare. Îmi permit să vă spun că a fost supus la vot. Ați fost printre care nu ați fost de acord, ați invocat dumneavoastră un articol de lege, dar vreau să vă spun în felul următor. Nu ați urmărit mai departe să vedem, haideți să găsim soluția și să facem să nu mai să deprecieze lemnul. Și să știți că dânșii au dreptate și au făcut datoria, au venit în fața proprietarului. Noi, dacă nu, cei care au respins, aveau datoria la un moment dat să găsească și soluția. Nu să se amâne până în ziua de astăzi. Asta am vrut să vă spun, mulțumesc. Adică, de ce până în ziua de astăzi? Când am avut ultima ședință de Consiliu? Vreau să vă spun, a avut dreptate, a treia ședință prin care se supune la vot. Dați puțin. Nu amestecați unul cu celălalt, că nu se amestecă. Dânsul a zis de trei ori, n-a fost aprobat. De trei ori a fost supus Consiliului Local. Asta e a treia oară. Asta e altceva, e altceva. Dar nu a fost... Atunci trebuie așteptat sfârșitul. Bineînțeles. Nu a fost spus așa separat, că ăstea normal, accidentalele, și igiena trebuie exploatat cât mai urgent. Da, acum spuneți urgent, dar deci, eu când am spus că e urgent în decembrie, de ce nu m-ați înțeles? Tot timpul ăsta. Dumneavoastră aveți o părere, dumneavoastră, ca și mine, trebuie să respectați legea și nu sărim nimeni peste lege. Nu sar peste lege, domnul președinte. Atâta vă spun că în calitate de specialist, că sunteți și specialist, ați greșit. N-am greșit, domnule. Ați greșit. N-am greșit. Imediat o să vă aduc cine a greșit. Motamo scris pe puncte. Numai să terminăm cu anumite puncte și o să vă aduc cine a greșit. Nu eu am greșit. Eu conduc ocolul silnic, nu eu lucrez la ocolul silnic, nu eu coordonez ocolul silnic. Sunteți dumneavoastră, e ocolul care lucrează și coordonează ocolul silnic. Nu există, dacă se vrea să se facă niște acte separate, nu amestecate, ca Consiliul Local să nu aprobe. Nu a fost așa ceva niciodată. Domnul Olteanu, vă rog frumos. Aici pot să iau și eu cuvântul ăla. Iau, vă rog frumos. Dumneavoastră sunteți delegat acum ca șef de ocol sau în ce stadiu sunteți? Și domnul șef de ocol unde este? Nu sunt în putere nici să răspund. Domnul contabil, nu știți? Nu. Dacă nu funcționează fără șef de ocol? Ăsta a spus că... Numai un pic, fiți atent aici. Noi nu avem treabă nici cu contabilul, nici cu inginerul sau inginerii sau cine sunt aici. Numai un pic. Șeful de ocol... Domnul Urtean, șeful de ocol nu a fost doar să-ți invitat aici. Păi de-aia n-a venit. Bine. Eu așa cred. Bine. Comisia nu a cerut. Am înțeles. Eu la el am vrut să pun niște întrebări în privința... Pentru ședința viitoare îl chemăm. Bine, atunci îl chemăm. Da. Dar fiți atent aici. Acum, știți cum facem cu hotărârile astea și cu ocolul și cu Consiliul Județean? Ca la fotbal. Dăm mingea în poarta cealaltă, portarul trimite către noi. Și nu ajungem la nicio concluzie. Și nici nu o să putem să ajungem. Concluzia este să colaborăm. Fiți atenți aici. În situația asta care avem noi, ocolul silvic momentan are de recuperat, are pagubă peste 20 de miliarde de lei. Așa, cât 27 sau cât stia. Fiți atenți aici. Ne-am trezit acum. Numai un pic, domnul șerde. Pot să vorbesc și eu. Avem peste 20 de miliarde datorie, adică pagubă la ocolul Silvic, Ghimeș, Făget, Eva. Domnul consilier, puțin, da. Vă rog să trecem peste punctul ăsta și o să avem și punctul când discutăm situația, dacă sunteți de acord. Că dacă ne amestecăm în treaba asta, vedem ce facem. După asta fiecare ia cuvântul, zice să nu amestecăm hotărârile cu altă. Discutăm după aceea dacă sunteți de acord. Domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră, referitor la punctul ăsta. Da. Domnul inginer a prezentat situația dobărâturilor de anul trecut. Da. Vă rog frumos să vedeți un pic acesta de inspecție. Așa. Unde domnii care au făcut inspecție în zona respectivă, acolo,
au constatat arbori doborâți de 2-3 ani. Mă rog să citiți. E octombrie, dar se vede că 11-10 octombrie. Vă rog să... Și alte paguri. Au fost constatat paguri, produse accidentale, doborâturi, arbori rupți cu o vechimă de peste 2-3 ani. Deci vă rog, deci niște organe de control care... Ca atare s-au constituit în bazinetul respectiv, în bazinetul Bolovăniș. Noi am constituit, în această listă sunt cuprinse 6 APV-uri în bazinetul Bolovăniș. În baza rapoartelor depuse de către cei domni în urma acelei inspecții. S-au constituit acte de punere în valoare. Domnul președinte, o propunere. Diferența lemnului, deci care s-a prejudiciat din cauza că n-a pus în valoare și marcat, să fie suportată, pentru că lemnul s-a depreciat de 2-3 ani. Bine, discutăm treaba. Vă rog să... Domnul consilier, vă rog să dați un exemplar, doamne secretar, să trageți să-i dați un exemplar. Domnilor consilier, cine e pentru aprobarea proiectului de hotărâre, lista de partize a maselor masă care va fi recoltată în 2019 de către regia publică locală, Oculul Silvic Ghimeș-Făget. Aici un singur lucru aș mai adăuga. Nu văd o listă de partizi separată a partizilor ce se vinde pentru populație. De ce, domnul inginer? Da, așa cum am discutat și în ședința Comisiei de Specialitate, da? Conform HG715, masa lemnoasă destinată pentru populație se acordă în baza unor cereri înregistrate la primărie și înaintate pe bază de centralizatoare către Ocolul Silvic. Și n-aveți... Noi avem, de anul trecut, avem solicitările înregistrate la noi. Am constituit APV-uri pentru populații, partizi pentru populație, avem pe fiecare bazinet, pe fiecare pădurar, avem partizi autorizate pentru populație. Sunt autorizate din toamna anului trecut. Nu avem cereri ale oameni. Deci noi nu putem, pădurari, angajații Ocolului, vin la specifică faptul că nu există cerere din partea populației. Nu există solicitări. Pădurarul nu poate valorifica masa lemnoasă, întrucât populația nu s-a prezentat la... Domnule, l-am înțeles, dar atunci nu sunteți în concordanță cu domnul primar, că domnul primar așa știa că sunt cereri și cer oamenii lemne. Cereri și cereri. Fără valori. Trebuia să fiți în concordanță. Fără valori. Sunt niște cereri care sunt fără valori. Aveți colegi care sunt... Nu, domnule, să văd și domnul primar, și domnul primar trebuia să știe de treaba asta. Dar probabil că există... Ne înțelegem și... Sunt cereri de lemne destule. Are dreptate domnul primar, domnul consilier, deoarece cereri sunt de anul trecut, dar nu s-a prezentat omul să ia lemne. Cereri sunt. Sigur, dacă e trecut în tabel și cu buletin și cu toate. Înseamnă că avem partizi în fiecare canton pentru populație. Avem. Foarte bine. Și cereri sunt de anul trecut neonorate din cauza că nu s-au prezentat în cer. Nu, asta nu sunteți dumneavoastră vinovați sau nu e Consiliul Local vinovat. Cum ați zis, mi se pare că pe 2018 am avut 11.000 de metri cub pentru populație. Înseamnă că e o cantitate foarte mare. În momentul de față, în bazinul Răpitiș avem APV-ul autorizat la populație, în bazinul Răpitiș este APV-ul autorizat la populație, în bazinul Târgăuș sunt două APV-uri autorizate. Pe părul Berbeci, pe părul... De anul trecut să... O să iau cuvântul ăla. Aici, cu partizile pentru populație, mă scuzați. Lista partizilor și chiar am în față niște nume, dar acum haideți să nu zic nume. Fiți atent aici, nu sunt informați oamenii când se începe partida și unde se începe. Și dacă vă trebuie, eu luni dimineață vin cu 50 de oameni care confirmă treaba asta. De pe Bolovăniș, la Răchitiș, la Ghimeș, nu știe absolut nimeni nicăieri că nu spune. Nu mai am pic să procedăm. Bine, nu mai am pic, eu vin și cu propunerea. Mă înțelegeți? Fiți atent aici, oamenii așa zic că nu știu când sunt partizile făcute pentru populație. Nu știu prețul. Habar
wow, ce se întâmplă la Ocol. Și vin oamenii zi de zi, aproape zi. Pot să vă zic săptămânal. Mă întâlnesc cu vreun om, unul sau două sau trei sau cinci oameni, care zice, băi, oameni buni, n-au făcut să faceți o asidă pentru populație. Înțelegeți? Numai un pic, numai un pic să-mi termin ideea. Haideți, fiți atenți aici. Eu vin cu o propunere. Dacă aveți așa ceva, partidă pentru nevoi locale pentru oamenii din comună, de ce nu faceți o înștiințare cu data, metru cub, prețul și să da, nu trebuie să puneți pe perete, că acolo nu vede nimic. Dați la preotul ortodox și la preotul catolic. Și duminică se duce și la sfârșit de slujbă, citește, au o adresă de la Ocolul din Eșfăget. În data de cutare, din data de 1-a, 5-a, până data de 7-a, 7-a, este partidă în bazinul Răchitiș, este partidă în bazinul Tărăuș, este partidă în bazinul Jean Spotov. Și atunci e ceva clar, nu poate să vină oamenii ca să zică că uite că n-a fost anunțat. Și am mai auzit încă o vorbă, oamenii vin și zice că uite băi domnul Ortean, eu atunci a fost anunțat când partida s-a terminat, când era numai mizerii lăsate acolo. Înainte se umbla taful sau tractorul. Dumneavoastră asta mi zic oameni. Dacă vă trebuie nume de oameni, vă zic și nume de oameni. Cunoașteți problema. Înțelegeți. Mulțumesc frumos de înțelegere. Pe de altă parte, cunoașteți problema în care omul vine la pădure să ia lemn. Și nu mai plătește. Și alem și nu plătește? Da. Aspectul ăsta îl cunoaște? Da. Omul vine și ia lemn și nu plătește? Da. Și ia lemn și fără la fi marcat. Și apoi angajatul ocolului întâmpină greutăți în depunerea banului la Ocol. Aceste aspecte le cunoaște. Știm. Bun. Haideți să vedem cum să rezolvăm. Eu am venit cu propunerea asta. Eu vă rog, în calitatea noastră de consilier, sau așa. Spuneți-le oameni buni, avem lemn, ăsta este prețul, nu vă putem da lemnul gratuit sau pe datorie ca să meargă, este un lanț economic și eu când mă duc la magazin și vreau să cumpăr o pâine, nu mi-o dă pe datorie. Două adrese trebuie să faceți, atâta, ma și late. Și din data de până în data de cutare. De anul trecut și până acum am făcut numai două adrese, vreau să știți că vine ziua și adresa care trebuie să facem. Eu v-am înțeles, pentru că situația care a ajuns Ocolul, nu noi am făcut ca să ajungă aici. Domnilor, înțelegeți? Da, nu știu cine. Înțelegeți? Nu noi, Orteanu. Și mai ales eu. Probabil nu și noi sau și noi. Eu cred că toți am făcut. Domnul Orteanu, domnul Inger, vă răspuns. Mai are cineva ceva de adăugat? Vreau să vă întreb, pentru să cunoaștem chiar situația clară și să știe și domnul primar, câte partii pentru populație avem? Câți metri cub avem? În mare, nu ne trebuie așa amănunțit, în mare. Câți metri cub avem aprobat din 2018, ca așa am înțeles, momentan de față? Nu putem în fiecare canton în parte. Asta e așa în mare, nu ne trebuie nouă, acum, ca și domnul primar să fie informat. Nu, dar în total locul vreau să fie. Cred că am avut câte două, în fiecare nu, canton. Acum, momentan, acum. Da. În Răchitiș avem disponibil 200 de metri cubi. Pe Târgăuș avem disponibil 400 de metri cubi. Deci în total acum cred că sunt în jurul a 506 de metri cubi disponibili pentru populație. Domnul primar. 600 de metri cubi e aprobat din anul trecut. Domnul președinte. Autorizat. În momentul de față este autorizat și nu îl putem exploata. Pentru că nu populația nu merge la teren. Domnul președinte, dacă îmi permite. Ce întrebare? Degeaba e de vânzare, dacă nu este accesibil. Domnul președinte, îmi permite. Cum să fac eu să-mi fac și legea silvică și omul? Domnul, doamna contabilă, să-i anunțați să-mi accesibilă. Cum să-mi fac făcut? E încă de vânzare, dacă nu este accesibil. Eu vă mulțumesc acum. Administrația acum au scuz. Domnul președinte, permite. Asta nu e semnătura, domnul zicea. Asta este a domnului primar. Da, eu înțeleg. Degeaba a venit aici. Domnul primar era aici. Domnul Antal. Suzana, puteți undeva. Domnul Antal, am ceva de completat și tine. Vă rog frumos, domnul. Vreau să vă spun că anul trecut au fost adus, adică au fost făcute din partea cetățenilor cereri către primărie și multe cereri au ajuns toate către pădurari. Deci au fost făcute
direct către pădurar, că fiecare să se îndrepte spre pădurarul și spre cantonul care dorește. Nu. Deci, una la mână, doi la mână. Aici sunt problema cu câteva persoane care probabil ar vrea ca să li se dea lemn fără valoare. Sunt, avem o hotărâre din Consiliul Local prin care s-a spus cum poate să ia omul lemn la o valoare mai mică. Adică având o autorizație de construcție, având, deci am încercat să mergem pe lege și nu putem să mergem pe lângă lege. Domnul inginer, puteți să confirmați treaba asta? Eu confirm. Domnul viceprimar, dumneavoastră ați semnat contractul de administrare? Cred că da, dacă am fost trecut turnul meu. Da, e trecut aici, atât vreau să zic dacă ați semnat. Dacă e trecut numele, bănuiesc că e semnat. Dumneavoastră bănuiți, dar eu văd că nu e semnat. Nu știu. Prea care de hârtire asta, de ieșit din mașină acum. Domnul primar, cum o semnat? Adică, stai puțin, ocolul Silvic, de ce n-a ștampilat la administrator? Da, stai un pic, este semnat? Da. Dar n-are ștampilă, nu... Ce scuze, cu ștampila, legea ștampilelor, da, știu, este sau nu este obligat? Da, la instituții, da, 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 dosarul roșu, vă rog să-mi dai, domnul Dăsan. Dosarul roșu, e un dosar roșu. Cam am o proiect de hotărâre, tot din data respectivă, numai așa ca să, pentru... Aici au fost semnat de Ocol și ștampilat. Aici n-a fost semnat de nimeni de ștampilat. Acum este, în fine. Dar nu e aceeași contract, domnul. Nu, nu e aceeași, nu e aceeași contract, nu e aceeași contract. Nu știu ce. Dus-le, nu l-am mai plătit. Aceeași... În fine. Bine că avem contract semnat de către două părți, că încă cu o lună n-aveam contract semnat de două părți, iar când am discutat cu domnul șef de Ocol, el mi-a mărturit chiar în sala aici undeva că el și-a semnat, dar el mi-a scos, mie și mi-a arătat contractul de administrare că nu e semnat. Și atunci am zis că domnul inginer, vedeți-vă că funcționați legal. Aveți aici însuți. Pe domnul primar întrebat pe Giorgio, se semna? Eu n-am nu sunt, eu nu sunt că să-l întreb sau nu. Trecem înapoi la aveți aici, ordine. Dacă nu e aici, vorbim despre persoane care nu sunt aici. Domnul inginer nu e aici, dar domnul primar e aici. Domnul primar, ce mi-a dat mie domnul inginer, ăla e nesemnat. Eu de asta vorbesc. Eu nu știu dacă a semnat sau n-a semnat, dar mi-a dat un contract de administrație nesemnată. Eu degeaba întreb pe domnul primar că eu văd că nu a fost semnat. Eu nu pot să vă confirm că nu. Încă nu a ajuns la mine ăla. Nu e nicio problemă. Ăla nesemnat. Sunt mai multe contracte de administrare, n-am știut ăsta. Vă scuzați. Domnilor consilieri, supun proiectul de hotărâre privind aprobarea listei partizilor la masele noastre, care va fi recoltată în anul 2019 de către Regia Publică Locală a Ocolului Silvic, Gireș Făget, era. Cine e pentru? Domnul președinte, mă scuzați, da. Să poate pe anexe, pentru că sunt două anexe la contract, da, la lista partizilor. Da, unde avem două anexe, doamna contract, zic eu anexă, bineînțeles. V-am citit sau am încercat să vă zic că avem produse accidentale, avem o partis cu un volum de 3.856 de lei și avem o listă a numărul 2 a actelor de punere în valoare produse principale pentru anul 2019 cu un volum de 5.999 de metri cubi. Aici sunt în Gherendușe, în Smida, Berbeci, Sătănișoara, Gherenduș, Pârâu Haineală, Smida și Pârâu Haineală. În total avem
15,99 de metri cu produse principale. Ăștia înseamnă că der, adică toate sunt terase, nu sunt progresive, nu sunt pentru că de acum nici nu se poate progresive și succesive nu se mai poate. Ăștia toate sunt terase. Două anexe sunt. Domnilor consilier, supun la vot. Vă rog. Deci toate produsele astea să rămână la agenții economici, toate produsele accidentale. Deocamdată lista e făcut numai pentru agenții economici. Am înțeles că pentru populație încă în 2018 sunt vreo 500 de metri cub. Da, adică nu trebuie forțat că într-o lună dacă vin de aia 500 de metri cub, la ședința viitoare poate să vină o altă parte. Și aprobăm ca să aibă populația. Să mai fie. Mai asta vreau să spun, pentru că să sunteți și de meserie, să apropie și sărbătorile pascale. Totuși să rezolvăm ca să nu avem probleme cu populația. Dați-ne o soluție. Deci o să punem la, o să anunțăm partidele care mai sunt de că nu se pot autoriza. Domnul consilier, sunt dânsii de la Ocolul Silvic aici, dacă au partid... Dar ei nu răspund, îl cunosc. Da, stați puțin. Dacă nu mă lăsați să zic părere, atunci n-am mai zis nimic. Cred că o să avem luna viitoare, pe la început, încă o ședință, să facă partid pentru populație, să aducă în fața noastră și eu cred că toată lumea aprobă pentru populație. Nicio problemă nu e. Dacă sunteți de acord. Pe lângă cele existente. Da, bineînțeles, de asta vorbesc, Asta pentru societăți... Asta toate sunt pentru agenți economici. Da, toate pentru agenți. Adică sunt tot partii pentru... Nu se aprobă? Acum se supune la vot. Acum am vrut să supun la vot. Adică să... Să moară? Sunt și în locuri. E aceeași poveste ca și lemn. Numai puțin. Sunt partiți în locuri în care chiar că oamenii nu prea au ce. Avem lista 1 și avem lista 2. Pe lista 1... Produse accidentale, domnul consilier, vă dau cuvântul și vorbesc, bine? Avem produsele accidentale 1, 3856 de metri cub, avem principale 5099 de metri cub. Supun la vot Consiliul Local. Vă rog să votați. Cine-i pentru? Pentru produse accidentale principale pentru care a ridicat mâna. Adică anexa 1, accidentale. Cine e pentru produse accidentale? 1 2 3 4 5 6 7 8. Suntem în 8 dâns și nu poate să voteze că sunt și cu ocazia asta vreau să vă zic și să vă felicit în meseria dumneavoastră. Să practicați cu brio, dar să alegeți între consilier local și între silvicultură. Că în așa fel, dacă nu suntem așa, îl trageți înapoi consiliul local. Că nu putem să votăm hotărârile consiliilor locale care sunt referitoare la pădure. Și cine e împotriva? Cine e împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Noi ne abținem. Da, adică abține neapărat. Abținem. Suntem 11 în total. Păi de asta, de ce am două abțineri? Două abțineri? Și nu l-am numărat și domnul... Cred că pe mine, că eu sunt mai în spate, ca dumneavoastră și nu m-ați văzut. Bun, la vot lista numărul 2. Lista actelor de punere în valoare produse principale pentru anul 2019. Cine e pentru? 1, 2, 3, 4. După exploatarea produselor accidentale. 4 pentru... Cine se abține? 1, 2, 3, 4 se abține și 2 sunt... Tot abține. Tot abține. 6. Împotrivă e cineva? 7 se abține. Domnilor consilieri, împotriva e cineva? Nu e nimeni. 7 abține. Înseamnă anexa 1 a fost aprobat cu număr de. Anexa 2 a fost respins. Nu, anexa 1 a fost aprobat cu număr de 9 voturi. Anexa 2 a fost aprobată de 4. Consiliul ești respins de cât? Adică 7. Domnul președinte, permiteți un pic? Da, vă rog. Haideți un pic, că avem aici compartimentul de specialitate, de la Ocol. Da. Haideți să vedem, să punem în discuție problema
partidului ăsta, la Alexa 2. Domnul viceprimar, am citit, am pus în discuție, domnul consilier, a fost respins. Ce discuție să mai depun? Trec la următoarea proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului privind venituri și cheltuieli pentru regiei publice locale, Volul Silic Ives, proiect regia autonomă, de anul 2019. Ce avem acolo, doamna secretară? Avem referat, avem expunerea de motive. Avem adresă, avem domnul contabil. Raportul de specialitate. Opresc, dacă vreți să discutați, să vedem despre ce e vorba. A întrebat ceva la domnul. La Agăș merge, domnule, dar la Ghimeș Făget nu merge. Când e ședință, nu discutăm. Vreau să îndreți să obiștei, dar acolo se poate, dar... Raportul este, expunerea este. Avem expunere și ce mai avem. Proiectul de hotărâre. Bun. Câte mai e? Mai e o cinci. Asta. Și diverse. Diverse, am băgat toate aici, sunt diverse. Că mai avem și la diverse. În mare vă citesc și raportul, dar pot să vă zic că am discutat cu domnul contabil ieri și mi-a dat niște date. Și încerc în mare să vă zic, după aceea vă citesc și proiectul de hotărâre. Volumul masei lemnoase propus pentru valorificare pe 2019 este de 8.955 de metri cub, dacă am înțeles eu bine, domnul contabil. Păi, dar nu a fost aprobată asta, nu? Nu, dar e propusă. Adică, ce zice, că da, mă refer la 2018, aici am văzut o cotă foarte bună și eu cred că e bine, nu știu de ce nu a luat populația, că avem 11.000 de metri cub de lemn de foc pentru populația 2018. Lemn rotund, în care există și lemn de lucru, există și lemn de foc, e bine zis că lemn rotund. Deci avem 11.000 de metri cub. Cota. Pentru anul viitor. Prezumate anul ăsta, cote, în funcție de cote, domnul. Și atunci, de ce nu se dă? Dar eu zic că e o cotă destul de mare și bună pentru populație, 11.000 de metri cub. Până la finele anului, regie proprie și populație, atât ai prevăzut în cotă. În cotă. Da. Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018, ni s-a raportat, domnul contabil a depus o hârtie, că avem 3.086.200. Profit. Da. Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 avem 4.299.080. Cheltuieli 3.190.008 lei. Da. Cam asta e în mare. Mi-a zis și de fondul de regenerare, dar am uitat eu... 3 milioane, v-a zis, sau cât? Fond 3.300.827 mi se pare și fond de mediu 33.161, dacă a fost corect. Rezultatul financiar în 2018 înseamnă 720.334. De brut. Minus impozite pe profit și... Nu deranjați. Cam asta e mare parte numerele ce v-am zis. Eventual, dacă dumneavoastră mai aveți ceva, puteți să-l întrebați pe domnul contabil, că precizează sumele. Da. Se poate? Se poate și după aceea să citesc și proiectul de hotărâre. Fondul de regenerare din care lipsea bani, ați ajuns să ajungeți la zero sau încă mai aveți? Deci, fondul de regenerare consemnat de Curtea de Conturi, am reușit să ajungem, deci astăzi constituim depozit de 1.700.000 de lei pentru anul 2018, care avem termen, și suntem în 2014 constituit, depus în bancă, 2015 constituit, depus în bancă, 2016 constituit, depus în bancă, 2017 constituit, depus în bancă, se depune diferența între constituit și cheltuieli cu împăduriri,
cu repartirea pădurii. Dar acum, în momentul de față, la data de 29 sau cât avem acum, sunteți în grafic. În grafic la zi. Astăzi constituim pentru anul 2009. Încă o întrebare, încă o întrebare, aș avea la dumneavoastră. Câți bani din profit ați putut să virați anul trecut către primăria? Adică n-am virat niciun leu. Și până când merge treaba asta? Deci am încheiat anul, intrăm în normalitate din trimestrul ăsta pentru anul 2018. Restul s-a verificat curtea de conturi. Am făcut o balanță, s-a balansat, bine, s-a domnul făcut balanță. Domnul Comte, o singură întrebare aș avea din treile ilegale, care are o sumă, știți dumneavoastră, știu eu, să vă citesc imediat, dacă s-a virat suma de 50% la fondul de mediu. Fondul de mediu se virează 2%. Fondul de conservare și regenerare. Fondul de conservare și regenerare, unde se virează 50%. Indiferent de infracțiuni, contravenții, tăieri ilegale găsite pentru asta, se virează din valoarea găsită pe acte de inspecție 50% conform legii, vă zic și articolul și litera, dacă doriți. Ați virat treaba asta? Mai repetați-mă, 50% pentru ce? Că 2% știu la masele noastre. 50% la fondul de conservare și regenerare. Din tăierile ilegale. Ce se găsește în protocolul ca tăieri ilegale? Legea prevede, vă zic și articolul, dacă vedeți. Legea prevede dacă sunt... Da? Încasate. Nu, vedeți că și curtea de conturi scoateți acolo că indiferent dacă sunt găsite, nu trebuie. Domnul contabil, mie nu trebuie să-mi dați răspuns. Eu am avut controle pe linia codului Silvic și eu m-am conformat. Bun. Acum dacă intervine ceva, deci mă conformez. Bun. Numai puțin atunci. Da, dar eu citesc... am terminat întrebările și citesc raportul și continuăm dezbaterea dacă vreți. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului privind veniturile și cheltuielile regiei publice locale Ocolul Silvic Ghimeș Făgete era pe anul 2019. Având în vedere raportul de specialitate numărul 1165 per 12.03.2019, întocmit de către compartimentul contabilitate din cadrul repele Ocolul Silvic Ghimeș Făgete era privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la regiei publice locale Ocolul Silvic Ghimeș Făgete era pe anul 2019. Expunerea de motive numărul 1922 pe 25.03.2009 a primarului Comunei Ghimeș Făget privind aprobarea bugetului de venituri cheltuieli a regiei publice locale Ocolul Silvic Ghimeș Făget. Potrivit prevederilor ordonanței de urgență numărul 109 per 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și modificările și completările ulterioare. Legea numărul 46 per 2018 privind codul silvic cu modificări și completări ulterioare. Legea 15 numărul din 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regie autonomă, societăți comerciale cu modificări și completări ulterioare. Ordinul de guvern numărul 26 per 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unei operatori economici la care statul sau subunitățile administrative sunt acționari unici, ori majoritar, sau dețin direct, ori indirect, o participație majoritară cu modificări și completări ulterioare. Ordinul Guvernului numărul 64 pe 2001 privind repartizarea profitului la societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonomă cu modificări și completări ulterioare. Articolul 36 alineatul 2 din legea numărul 215 pe 2001 privind administrarea publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare. În temeiul prevederilor articolul 36 alineatul 2, articolul 45 alineatul 1, articolul 48 alineatul 2 și al articolul 115 alineatul 1 litera B din legea 215 pe 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă bugetul de venit și cheltuieli la regiei publice locale Ocolului Silvic Ghimeș Făget era pe anul 2019 conform anexei care face parte integrată a prezentului proiect de hotărâre. Articolul 2.
Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, la secția 2 civil și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul Comunei Chimeș-Făgeți, județul Bacău, va aduce în deplinire prezenței proiect de hotărâre. Domnule, asta a fost. Avem și raport. Raport, avem și expunere. Să vă citeți expunerea de motive, dați încoace, doamna secretară, să vedem și atunci trecem la dezbatere. Cine? Tot aceeași problemă. Domnilor consilieri, propun dezbatere dacă aveți dumneavoastră. Cine are ceva de zis? Domnul Olteanu, cred că l-am oprit, atunci am scuzat. Nu, nicio problemă, o singură, dar intră și aici la buget, nu e o problemă treaba asta de la... Am mai ridicat problema și anul trecut și tot încerc să aflu și eu care e adevărul, dar nu primesc niciun răspuns. În privința, avem niște fonduri de care are bază Ocolul Dimeș-Făget cu preoții, adică cu parohiile. Aș avea nevoie, eu am ridicat de 3 ori, 4 ori problema. Eu raport. În ultimii 5 ani, adică 3 cuvinte, 3 cuvinte. În ultimii 5 ani, cât s-a vândut din teritoriile respective, adică din parcelele respective, și cât s-a virat bani către parohii? Atâta mă interesează. În primul rând, primesc răspuns vreodată. În 5 minute merg și vă listez o listă cu ce bani s-au virat la parohie în ultimii 5 ani. Ultimii 5 ani, cât s-a marcat, câți metri cup s-a vândut și câți bani a primit parohiile? Și plata care o virat în voi. Deci e vorba că numai parohia catolică. Parohia catolică are. Deci parohia ortodoxă doare. Domnilor, La rând, că nu înțelegem nimic. Doamna secretară nu înțelege nimic, nu poate să întocmească procesul verbal. Vă rog foarte frumos, la rând. Cine dorește? Vreau să vă aduc la cunoștință că în ședința următoare vom supune dezbaterii execuția bugetului pe ultimii 2 ani la Ocolul Silvic. Sunteți de acord? Dacă aveți întrebări, da. Să se pregătească Ocolul Silvic pentru ședința următoare? Da. Ca să vină atunci și cu cheltuielile... Sunteți de acord? Cine e pentru? Și la... Păi da, și acolo, execuția sunt. Și la buget și pentru parohii. Toată lumea e de acord. Domnul putem zi. Trece la dezbatere sau... Puteți hotelul. Se poate face? Vă rog. Dar ce plată acum din ultimii 5 ani? Da, tu la viitoare atunci. Da, domnul primar. Câți metri și cât s-a virat? Pe 2 ani, dar domnul consilier pe 5 ani. Nu numai pentru mine, pentru comuna, ca să știe comuna, uitați, domnule, a fost 1000 de metri cup tăiat, a primit parohia 200 de milioane sau 2 miliarde de lei. Domnul contabil, a înțeles, cred că rezolvă problema. Bine, mulțumesc frumos. Vă rog să vă supun aprobării proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului privind venituri și cheltuielile regiei publice locale Ocolul Silvic Chimeș. Era pe anul 2019, dacă nu mai are nimeni de adăugat ceva. Da, domnul. Domnul președinte, da. Având în vedere poporul ăsta, cât e pagubea are, care... Domnul, deocamdată vorbim de proiect, după proiect trecem la diverse și fiecare zice părerea. Acum vorbim de proiect. Dacă aveți ceva adăugat de venituri, vă rog să ziceți, dacă aveți de acord, dar noi totuși hotărâm niște salarii personalului silvic, noi îl hotărâm, da? Da, și puteți să ziceți. La asta vroiam ca să mă refer. Eu credeam că în rest de pagube... Dar referitor la pagube, având atâtea pagube, noi acum votăm bugetul, deci le acordăm salarii. Echipamente plus alte facilități. Da. Deci noi trebuie să fim conștienți că votându-le bugetul, nu știu, ca să nu zic un cuvânt rău, nu că îi încurajăm în continuare ei să facă pagube, dar nu știu. Dacă nu e salariu, de unde poți să trăi? Nu știu, atâta îmi cer scuze. Pot să vin și eu cu o propunere, dacă îmi dați voie. Domnul, atât am avut, domnul. Aș propune la replica domnului, în replică la domnul Bursan,
aș propune ca din partea Consiliului Local, la fiecare inspecție, la fiecare control de exploatare, la fiecare reprimire, să vină un reprezentant al Consiliului, să nu mai fie discuții, domnul inginer, că noi nu ne facem... contractul de administrare la articolul 6, mi se pare. Trebuie să facem hârtie către dumneavoastră, adresă de înștiințare, la fiecare inspecție, la fiecare control, la fiecare reprimire către dumneavoastră, sau mergem pe prevederile contractului de administrare? Domnule, prevedere contractului scriptar... Trebuie de asemenea mai puțin. Dar văd în vedere că domnul Bărsan, acum mi-am adus aminte, vrea să se ducă la inspecție sau control exploatare sau nu știu la ce, nu a fost lăsat. Șeful de acolo a scris să dea cerere, să scrie cerere. Asta nu mai înțeleg. Asta nerespectarea contractului de administrare. Așa a fost domnul... Am cerere înregistrată adică la... cum, contractul de administrare prevede niște articole clare, concise, și când ajungem acolo... Scuze, din ceea ce știu eu și poate confirma domnul Bursan, da? Când a fost controlul în cantonul Nouă Bolovăniș, domnul Bursan a fost acolo la teren. Și chemat, și ne-a chemat. Nu, a fost sau n-a fost? Poate să spună, a fost sau n-a fost? Sigur că, dar cu cerere, cum a spus, deci a trebuit să facă... De ce trebuie să ne pună un consilier cerere pentru a participa la control de fond sau la inspecție? Cum eu cum merge și cu cerere și prea rămâne. E bun. Da, bun, hai că supun, aveți domnul viceprimar, aveți ceva, cineva are ceva? Da, bun. Alo, mă rog frumos, aveți cineva de comentat, cineva de adăugat, are cineva? Supun aprobării proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului venitului cheltuieli legii publice locale. Cine e pentru? Cinci. Pentru? Care să iau cinci? Mai ridicați încă o dată mâna. La noi bun așa. Cinci. Pentru? Fiuri. Doi. Pe perete, arăcu. Lăsăm discuția, nu discutăm treaba asta, asta Consiliul de ședințare. Păi, domnul... Bun, să rămân. Eu și-am, mă rog frumos. Atunci... Două abține. Eu mă abțin. Două abține, abține. Așa și pădurarii trebuie. Am văzut că votează împotriva. Împotriva? Nu. Eu abțin și dacă vă trebuie motivare, vă zic și motivul. Motivul este că mă abțin, că n-am încredere în conducere. Îmi scrieți în avizul ăla care trebuie să-l dați pentru... Nu trebuie. Da? Eu nu trebuie să... Da, scriu, nu e nicio problemă, nu e nicio problemă pe dreapta. Am încredere că... în conducerea ocolului. Având în vedere că noi am vrut să facem bine comunei, să coborâm prestare de servici de la 50 de lei la 12 lei pentru persoane fizice, acum ne-am trezit că ne-a dat o judecată și în raportul respectiv la contencios este trecut următoarele. Am provocat o pagubă de 1 miliard de lei pentru ocolul din Gimeș-Făget, noi ca consilieri. Și nu ne ia nimeni în considerare. Acum suntem nevoiți să retragem hotărârea sau ce o să fie, să umblăm la Bacău, să dăm cu subsemnatul la urma urmei că deja e pornit treaba asta acum în paranteză. Vorbesc numai un pic ca să-mi explic care treaba. Nu, acum... Dați spus că proiectul a fost votat cât a fost doamna secretară un notar. După aceea trecem la diverse și la diverse, vă rog. Dar nu, eu îmi exprim părerea pentru de care mă abțin la proiectul ăsta, înțelegeți? Vă rog. Și având în vedere faptele decurse și cine ne-a dat în judecată și ce ne-a făcut, domnul șef de ocol din Cămihar, mă abțin de la hotărârea respectivă. Mulțumesc frumos de înțelegere. Felicitări care s-a votat. Domnilor consilier, rămâne punctul... Diverse. Punctul 7, diversele. Nu, cred că e 10. 10, atunci diversele, dacă îmi permiteți, eu aș face la diverse, aș începe eu. Dacă îmi permiteți, dumneavoastră. La urmă, aș face o mică analiză la care dumneavoastră putem discuta în mare atunci. Domnul Oltean a depus acest proiect de hotărâre. Da. Pentru amenajarea unui spațiu. Hai să dezbatem atunci. Dar nu este trecut pe ordinea de zi, pentru că a venit... Dar eu, fiind la diverse...
Dar eu nu dacă Consiliul a votat să punem pe ordinea de zi? Da, da, da. A votat atunci, citesc. Mă scuzați. Proiect de hotărâre numărul, cred că 1/2019. Privind amenajarea unui spațiu de imobil situat în localitatea Ghimeș-Făget, Tărăuș, numărul 1. Spațiu necesar pentru amenajarea unui centru de colectare a laptelui de la producători din comuna Ghimeș-Făget. Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget, convocat în ședință ordinară la, din data de 29.03.2019, având în vedere expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre, precum și raportul de specialitate a compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Ghimeș-Făget, procesul verbal de afișare numărul din 2019, privind îndeplinirea procedurilor de transparență decizională. Luând în considerare avizele favorabile ale comisiilor juridice, agricultură și activități economico-financiare, serviciul urbanism, administrația domeniului public și privat al Comunei Ghimeș-Făget, ținând cont de cererea formulată de Asociația Agriculturilor Bio din Valea Ghimeșului, privind necesitatea organizării unui centru de colectare a laptelui din Comuna Ghimeș-Făget, susținută de producători și alți locuitori din comună prin semnarea cererii către primăria Ghimeș-Făget. Mă scuzați. Cu respectarea legii numărul 52 din 2003, privind transparența decizională a administrația publică, în temeiul prevederilor articolul 36, aliniatul 2, litera B, aliniatul 4, litera A, aliniatul 9, articolul 45, aliniatul 1, articolul 115, aliniatul 1, litera B, ale legii numărul 215 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă amenajarea spațiului necesar pentru colectarea laptelui de la producători conform legilor și reglementărilor în vigoare. Articolul 2. Se aprobă dotarea spațiului cu uneltele și materiale necesare desfășurării activității de colectare a laptelui de la producători conform prevederilor legale din România privind autorizarea și funcționarea centrelor de colectare a laptelui. Articolul 3. Se mandatează primarul Comunei Ghimeș-Făget, domnul Gârbea Vimoș, cu aducerea la deplinirea a prezenței hotărârii. Articolul 4. Prezenta hotărâre se comunică primarul Comunei Ghimeș-Făget și prefecturii județului Bacău. Inițiator, consilier Oltean Petru. Expunerea de motive. La proiectul de hotărâre privind amenajarea unui spațiu imobil situat în localitatea Ghimeș-Făget, Tărăuș, numărul spațiu necesar pentru amenajarea unui centru de colectare a laptelui de la producători din comuna Ghimeș-Făget. În temeiul prevederilor articolul 36, aliniatul 2, litera B, aliniatul 4, litera A și aliniatul 9, articolul 45, aliniatul 1, articolul 115, aliniatul 1, litera B, al legii numărul 215/2001, privind administrarea publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Potrivit prevederilor legii numărul 215/2001, privind administrarea publică locală republicată și cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniul unității administrativ-teritoriale, bunurile mobile și imobile care aparțin domeniul public și privat, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial. Consiliul Local al Unității Administrativ-Teritoriale hotărând amenajarea acestui spațiu în condiții legii. Consider oportună amenajarea unui spațiu de acest mobil, având în vedere avantajele pe care le-ar aduce oamenilor Ghimeș-Făget, cum ar fi exploatarea eficientă în folosul locuitorilor Comunei Ghimeș-Făget, acestui mobil și stoparea degradării. Sprijinul locuitorilor cu exploatație agricolă din comună în număr important, membri ai Asociației Agrico Bio din Valea Ghimeșului. Realizarea unui centru de colectare a laptelui necesar producătorilor de lapte din Ghimeș-Făget, contribuind la dezvoltarea fermelor locale și obținerea de venit pentru aceștia, precum și obținerea unor venituri suplimentare la bugetul local. Față de cele sus menționate, supus aprobarea Consiliului Local, proiectul de hotărâre inițiat în acest sens. Consilier Oltean Peter. Cam atâta e.
dacă aveți cineva ceva de adăugat, de comentat. Pot să intervenesc, să mai explic un pic. Chiar dumneavoastră, inițiatorul proiectului. Dar nu, pot să intervenesc, cum ne-am zis. A trebuit să facem și să facem o investiție nu așa mare pentru colectarea laptelui și în primul rând să stopăm degradarea clădirii, că știm foarte bine cum arată clădirea aia, mai ales în spate, plouă, țigările scăzute, e dezastru ce acolo. Ar trebui făcut și amenajat. După aia, dacă putem să amenajăm după lege, ce prevede Sanepidul, cu toate amenajările respective, nu e obligatoriu și vă zic acum, că eu am zis că ei a depus o cerere, asta, Asociația Bio, să dăm în primire, adică să lucreze la el. Dacă este vreo altă asociație sau este vreo altă instituție sau oamenii din comună care vrea să se ocupe de treaba asta, putem să dăm și la ei, fără nicio problemă. Numai să pornim ceva, să fie făcut, amenajat și pus la loc. Nu, atât, am mulțumesc frumos. Dacă îmi permite să vă spun, clădirea aia de la Cluj, deja s-au făcut niște documente, tot așa, studiu de fezabilitate, și e un centru de afaceri, formă, deci așa s-a găsit atunci forma, denumirea, dar pentru ca să poată fi primite mai multe, de exemplu, asociații sau cooperative care vor să-și desfășoare activitatea în domeniul ăsta. Adică... E foarte bine. Pe preparate din lapte și din carne. Eu propun spre aprobare. Cine e pentru? Dacă îmi permite să termin. Ați terminat. Credeam că ați terminat. Mențiunea că eu nu am vizat de legalitate acest proiect de hotărâre. Urmează să vizați, doamnă secretară. Dacă nu ați vizat, urmează să vizați. Da, de ce nu eventual, se vizează? Eventual, da. Dacă permite să termin. Da, vă rog. Să specificăm în proiectul ăsta de hotărâre, că aici, la un moment dat, ei ne cer ca să-l dotăm, adică ne cere o singură asociație. Dar rămâne pentru comună, nu a cerut asociația să dăm lor. Ascultați-mă un pic. Comuna face. Să specificăm aici, la un moment dat, ceea ce am zis eu, chiar la un moment dat, că trebuie să dea avizul și doamna secretar. Am înțeles. Dacă dacă nu corespunde, nu dă, dar să vedem de ce nu. Este parțial fundamentat proiectul de hotărâre. Documentele care le am aici la dosar, cred că ar trebui supusă iarăși aprobării Consiliului Local după întocmirea bugetului. Cred că este un buget destul de mare pentru acest spațiu. Deci ei deja au niște sume aici. Dar cine a avut sume? Nu, aici? Din ce am văzut eu, pavimente impermeabile ușor de igienizat și dezinfectat. Acolo ar trebui angajați și salariați. Păi da, doamnă, haideți să facem un fel următor. Fiți atent aici, eu aveți foarte mare dreptate. Dar încă o chestiune la spațiul respectiv. Noi, ce documente am pus acolo, e detaliat, adică pentru, de exemplu, sunt cerințe pentru prelucrarea laptelui. Dar dacă luăm numai pentru colectarea laptelui, e mai simplu. Și aici este vreo 12 puncte, atâta trebuie. Atâta. Înțelegi? Dacă se vrea. Dacă nu se vrea. Dacă sunteți de acord, și părerea domnului primar? Da. Deci noi suntem... Domnul primar, ce părere aveți? Noi suntem de acord și deja suntem porniți pentru a face reparații capitale. Înseamnă că discuția acolo nu mai are loc. Domnul primar a fost deja și interesul nostru, discuția în rest nu mai are loc. Trebuie făcut documentația, doamna secretară. Deci ajungem să ne lucrăm. E bine. E bine, supun la vot în orice caz să vedem acum. Supun la vot cine pentru. Vă mulțumesc că trecem la diverse dacă sunteți de acord și mi-aprobați o mică, sunt și dânsii de la Opolul Silvic, îmi pare bine că sunt aici, o mică analiză făcută de mine, eventual dacă undeva am greșit, foarte, foarte mică analiză pe scurt și vă rog frumos să fiți foarte... Am înțeles. Doamna a votat o abținere pentru acest proiect. Bun. Da, adică vreau să fiți atenți, să vedeți despre ce e vorba, după aceea să vă gândiți și să vedeți, să dea fiecare o propunere, să vedem ce facem. Analiza activității Ocolului Silvic Ghimeș-Făget, văzută mare din afară de mine.
Conform articolului 14 din legea 46-2008, actualizat, conducerea și reprezentarea legală a ocolului silnic de regim sunt asigurate de șeful de ocol silnic, numit de proprietar unic consiliu local. Conform contractului de administrare din 12.02.2018, articolul 3 prevede că un exemplar din actul de inspecție va fi trimis de ocol la proprietar la cererea acestuia în termen de 10 zile, la terminarea controlului. Consiliul local a cerut în luna august și a primit răspuns pe 10 decembrie 2018. Adică nu se respectă contractul de administrare. Rezultatul controalelor arată că în anul 2012 Fondul Forestier al Comunei Timiș-Făget, administrat de ocolul silnic Timiș-Făget era, prin conducerea șefului de ocol Dincă Mihai, s-a produs tăieri ilegale de un volum de 2772,776 de lei metru cub, adică nu lei, e metru cub, în valoare de 1.589.704,788, adică zilnic s-a produs Comunei Timiș-Făget o pagubă în valoare de 4.356 lei, adică 181,5 lei pe oră. Asta aici sunt și sâmbătele și duminicile. Conform contractului de administrare, articolul 3, tăieri ilegale de arbori sau alte pagube ce se produc proprietarului va fi despăgubit. Articolul 19 prevede că proprietarul poate să participe ca asistent sau ca prin delegat împuternicit la control de fond executat de administratori, la licitații, la liberarea materialului lemnos și la recepția lucrărilor. Contractul de administrare din 12.02.2018 nu a fost semnat, dar, din păcate, astăzi a fost semnat, aici trec peste asta. Din fericire. Conform articolului 8 din hotărârea numărul 1076, regulamentul din 23 septembrie 2009, de pază a fondului forestier. Aici vă rog frumos să fiți destul de atenți, să vedeți cine ce îndatorire are și cine e vinovat. Șeful de ocol silnic răspunde de organizarea și desfășurarea activității de pază a fondului forestier pe care are în administrare sau pentru care ocolul silnic prestează având următoarele atribuții. A. Ia măsuri pentru asigurarea integrității a fondului forestier administrat de ocolul silnic. Ia măsuri pentru asigurarea cu continuitatea pazei fondului forestier administrat de ocolul silnic. C. Organizează arondarea cantoanelor și stabilește pentru titularea acestora prin fișele posturilor atribuții specifice activității de pază. D. Ia măsuri pentru întocmirea planului acțiunilor de pază și al controalelor de fond parțial și urmărește îndeplinirea acestora potrivit prevederilor prezentului regulament. Elaborează și controlează activitatea personalului cu atribuții de pază din subordine. G. Analizează lunar activitatea de pază, precum și modul de soluționare actelor încheiate. H. Execută controle de fond. Cum am văzut din anexele care ați dat, șeful de ocol n-a făcut niciun control de fond și are atribuții conform regulamentului din 12 septembrie 2009. Răspunde de finalizarea controalelor de fond și parțiale. Aprobă actele de fond sau parțiale. Asigură transmiterea directă structurilor ierarhice, după caz, a situațiilor privind activitatea de pază. Stimați consilieri, m-am săturat de modul de administrare a ocolului silnic. Avem de recuperat 10 de miliarde, pentru care nu avem niciun vinovat. De aceea trebuie să facem o schimbare benefică, că avem dreptul și motivul de a revoca șeful de ocol din funcție, dacă nu dă demisia. Pentru că ordinul 1112 din 2018 ne permite. A fost prea multe tăieri ilegale și schidare față de oameni din comună, indiferent cine va fi șeful de ocol. Vreau să restabilim reputația și buna funcționare a ocolului silnic Timiș-Făget era. Conform ordinului 1112/2018, avizul de revocare din funcție de șef de ocol se emite la solicitarea persoanei juridice prevăzută la articolul 3, alineatul 2, litera A. Unitățile administrativ-teritoriale care au proprietate publică sau privată terenuri forestiere.
printr-un proiect de hotărâre justificat. Stimați consilieri, observați că domnul șef de ocol nu respectă atribuțiile de serviciu prevăzut de lege. Domnul șef de ocol, în majoritatea cazurilor, delegă atribuțiile de serviciu altor angajați al ocolului silvic. Conform ordinului ministerial 1112 din 2018, punctul 6, atribuții specifice de șef de ocol nu se poate delega, cu excepția perioadei în care titularul avizului intră în concediu de odihnă sau concediu medical. Dar delegatul trebuie să îndeplinească condițiile minime de ocupare a funcției de șef de ocol. Stimați consilieri, trebuie să vă reamintesc că în urma controlului a Curții de Conturi la ocolul Silviu Ghimeș-Făget, condus de domnul șef de ocol Dincă Mihai și de Consiliul de Administrare, modul de administrare a patrimoniului public și privat, unde s-a constatat multe nereguli și încălcări de legi, vă reamintesc câteva și trageți concluzia cine este vinovat. 1. Nerespectarea în contabilitate a RPL-ului ocolului Silviu Ghimeș-Făget a fondului forestier primit de administrare de la UAT Ghimeș-Făget. 2. Nerespectarea prevederilor legale privind transparența decizională. 3. Nerespectarea prevederilor contractuale în cazul neachitării la termen sumelor rezultate din valorificarea masei lemnoase. 4. Nu a înființat fond de conservare și regenerare a pădurilor din masa lemnoasă autorizată spre exploatare conform legii 46 din 2018. Nu a înființat fondul de accesibilitate a pădurilor. 6. Neimpozitarea unor ajutoare în natură acordată salariaților ocolului Silviu Ghimeș-Făget. 7. Achiziția obiectelor de inventar și mijloace fixe ce nu au legătură cu activitatea ocolului Silviu Ghimeș-Făget, adică deturnări de fonduri. 8. Decontarea unor lucrări de amenajare ce nu se află în patrimoniul regiei ocolului Silviu Ghimeș-Făget. Toate aceste nereguli și încălcări legii trebuia prevenită de Consiliul de Administrare. Din aceste motive, consider și propun revocarea Consiliului de Administrare conform articolului 1.11.3, conform ordonanță de urgență numărul 109 din 2011. Consiliul de Administrare sau, după caz, Consiliul de Supraveghere, conform articolul 1, litera 1, din ordinul de urgență numărul 109, 30 noiembrie 2011, este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare utile pentru realizarea obiectivului de activitate a regiei autonome. Consiliul de Administrare are următoarele atribuții. Atribuții de bază. A. Aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome ocolul silvic. B. Verifică funcționarea sistemului de control interne, manageare, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare. C. Evaluează activitatea șefului de ocol. Verifică contractelor de mandat ale acestora. D. Elaborează raportul semestrial privitor la activitatea regiei autonome. Având în vedere că Consiliul de Administrare al ocolului Silviu Ghimeș-Făget nu a însușit atribuțiile prevăzute din Ordinul de Urgență Guvernul numărul 109-2011, nu a prevenit neregulile sus amintite, propun revocarea Consiliului de Administrare conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 109 per 2011, articolul 11.3, care prevede că membrii Consiliului de Administrare pot fi revocați oricând. Propun informarea Ministerului Finanțelor printr-un raport și întocmirea proiectelor de hotărâre prin grija doamnei secretar. Vă mulțumesc! Puteți să le spate. Nu se vă dau, am scris, trebuie să fac corect când a scris. Nu dacă am curat vreo casile. Domnilor consilieri, dacă aveți ceva să adăugați sau să însușiți sau să îmi ziceți ceva că nu e drept, nu e corect, ceva trebuie, zis, adică eu așa văd, s-ar putea că n-am dreptate, dar eu mă uit la lege și la punctele din lege, cine ce obligații are și le citesc și văd că obligațiile respective, atribuțiile, nu sunt că dacă atribuțiile, cum erau scris, că ăsta trebuia oprite, domnule. Și șeful de ocol răspunde conform direct de pază, face controle de fond. Nu a făcut niciun control de fond.
niciun control de foc. Cum poate să cunoaște un conducător a unității situația generală a cantonelor dacă nu umblă în canton? De unde să știe? Cum am ajuns noi la mii și la milioane de lei? Când a fost treaba asta, toată lumea trebuia să intervine, să oprească, să încercăm să găsim o soluție, să nu ajungem aici, să ajungem la 15-16 miliarde de lei pe un an. Înseamnă că avem ocol și până la urmă avem 7.000 de hectare de pădure, ce nu prea au comunele respective nici în sus, nici în jos, și o să trebuie să cerem bani ca să întreținem ocolul silvic, domnilor. Eu nu sunt deloc desatisfăcut de această problemă. Dacă dumneavoastră sunteți, nu e nicio problemă. Asta e o părere al meu. Domnul consilier, vă rog frumos, să văd ce propunere aveți. Să vă ascult. Ați contribuit, domnul consilier, la înființarea ocolului ăsta? Da. Eu am fost primul când cu domnul primar a venit la mine și am zis unde trebuie. Dacă faci ceva și e lucru bun, e foarte bine. De unde trebuie și până la pune în aplicare? Domnul viceprimar, eu am citit niște legi și niște articole. Deci, cu asta, ce sunt îndatorile fiecare? Ați citit o părere personală. Nu, nu e părere personală, prevede legea. Ați invocat legi, e altceva, dar dumneavoastră acolo, printre altele, e vigă. E o părere personală eu, precum că am, așa ne-ați adus-o la cunoștință. După conform legii. Și am adus atenția Consiliului Local. Ăsta... Să văd dacă Consiliul Local acceptă, da. Nu acceptă, nu-i de acord și cu asta basta, nicio problemă. Nicio problemă. E posibil. Domnul consilier, luăm la rând, aveți ceva probleme? Da. Domnul consilier. Nu. Nu aveți. Domnul consilier, nu aveți. Foarte bine ați zis și foarte bine ați enumerat acolo că n-a făcut niciun control parțial, dar să intenționeze procese către Consiliul Local a putut să facă. Mai ales cu avocata primăriei. Noi avem un avocat a primăriei, nu? Și ea face împotriva Consiliului Local niște procese la Bacău. Pentru așa ceva, șeful de ocol are timp. Pentru restul nu. Mulțumesc frumos, vă înțeleg. Doamna Anta? Nu există avocat al primăriei, pentru că noi nu am luat nicio hotărâre de a se încheia un contract de asistență juridică cu un cabinet de notar, de avocat. Deci și până acum, la celelalte procese, înseamnă că noi nu ne-am dat acordul. Și în momentul când am solicitat părerea doamnei, mi s-a spus, nu avem contract încheiat cu dânsa. Mai aveți ceva? Domnul consilier. Nu sunt specialist și trebuie să mă mai... Eu aș avea ceva de adăugat la cele spuse de dumneavoastră, cu care sunt total de acord. Paguba de care menționați dumneavoastră în raportul dumneavoastră, 90% e doar într-un canton. Din zvonuri, dacă s-ar face controlul ăsta în toate cantoanele, s-ar tripla, nu dubla, tripla toate pagubele. Bine, eu deci ca fapt asta au raport, au sigur, sigur. Eu, deci am dat o părere din zvonuri care o știu. Domnul, mai aveți ceva, domnul? Mulțumesc. Domnul viceprimar, vă rog frumos, dacă aveți ceva. Da, eu vreau să vă spun că nu cred că ne putem, adică nu mă pot pronunța asupra unei pagube, sunt unele pagube care sunt, dar nu mă pot pronunța asupra unei pagube până când nu se dă o hotărâre judecătorească. Nu am competența de a face lucrul ăsta. Bine, cineva mai are? Nu. Vă mulțumesc. Uite că domnul contabil mai are. Vă rog frumos, domnule. Nu ca să îmi cer o scuză sau ceva. Dumneavoastră ați relatat în acest raport final referitor la ocolul silvic și în urma controlului de la Curtea de Conturi ați consemnat numai nereguli. Dar n-ați cerut, vă rog eu frumos, în următoarea ședință să cereți să vă aduc rezultatul răspunsurilor la raportul Curții de Conturi.
domnul contabil. Și atunci, prea mare abuzare se face. Eu am enumerat niște puncte făcute de Consiliu. Trebuie să ne justificăm. Nu am scos eu din burtă după ce au scris curtea. Eu atât am cer scuze că... Domnul președinte, dar ne-a zis să ne referim la proiectul dumneavoastră, dar la diverse mai avem... Nu are nimeni, văd că... La diverse mai avem. Mai avem și alte diverse, diverse, atunci ne-a zis părerea la legătură cu problema. Asta ați ridicat problema cu șeful de ocol. Cu șeful de ocol. Și care este soluția? Ce trebuie să facă Consiliul Local în privința demersurilor privite la acest lucru, la acest raport? Să întocmească un proiect de hotărâre, să aducem în fața Consiliului Local hotărârea. Dar trebuie cerut demisia, pus la acel de ocol. Nu merge așa, că dacă dânsul nu vrea să depuie demisia, conform legii, facem pasul legal. O să depuie. Pasul legal. Cine punem găsim? Sunt cineva pentru 6 luni și punem pe stație, găsim. Eu nu lucrez nici la Ocolul Silvic Ghimeș, nici la primăria... Da, dar puteți lucra. Lucrul se discută după aceea în Consiliu. Asta nu e un lucru care se discută atunci. Se face... Suntem în Consiliu, dar pentru asta trebuie un proiect de hotărâre, trebuie discutat, așa în două voci nu se poate da... Înțeles. Aici, la diverse, dacă se poate, vreau să mulțumesc acum, prima dată, am niște mulțumiri către conducerea primăriei. Ne-a ajutat foarte mult la terenul de fotbal, cu curățenia, am discutat, am găsit în spatele porții plasa respectivă de care am avut nevoie. Mulțumesc frumos de ajutor și așa am înțeles că am făcut niște cheltuieli care suportă primăria în privința niște lambriu și niște... Mulțumesc frumos! În al doilea rând vreau să ridic acum, mi s-a dus la cunoștință, de exemplu, Socaci Andrei, nu? Da. Când am fost în poartă la noi, că ar trebui băgați încă niște golovane acolo la Vig, unde sunt probleme în spatele, la Uraca, la Gater, în spatele la fostul fabrică de mobilă și dacă se poate face ceva, că vin iarăși apele mari și nu s-a rezolvat acum nimic în momentul de față. În a treia rând și am și terminat, că mai aș avea încă foarte multe, dar și așa s-a prelungit foarte tare ședința. Vreau să ridic și să revenim o leacă la prețul la gunoi. Dumneavoastră, domnul viceprimar, și cu conducerea primăriei, când ați venit cu proiectul de lege aici la în ședință, așa a zis că aveți raportul nu știu ce, nu știu ce avize, că suportă jumătate din prețul gunoiului, jumătate primăria. Așa am înțeles acum că se ia 82 de lei de persoană. Unde este treaba aia? 7 lei, vorbiți lunar, ca să înțeleagă omul care e treaba. Pe an 82 de lei. Vorbiți lunar, pentru că poate omul plătește o lună, în 2-3 luni plecat în altă parte. Lunar 7 lei, sau cât azi. Nu. Sunt probleme. Și atunci când era discuția asta pe tema asta, eu m-am abținut. Nu am vrut să votez. Așa am zis să văd dacă mergem la capăt ce o să fie. Și era vorba că jumătate din prețul ăsta suportă primăria. E adevărat sau nu? Era vorba de subvenționare care ar putea să suporte primăria. Ideea în felul următor. Noi avem acum, adică abia acum stabilim, începând din ianuarie, să vedem luna asta care vine, stabilim cantitatea, noi vom plăti cantitatea de gunoi a comunei. Să știți că la cantitate, la un moment dat, indiferent ce facem, s-ar putea să depășim valoarea asta de 7 lei pe persoană. Pe lună. Pe lună. Noi vom încerca tot prin discuț să vedem cum ne permite legea, pentru că la un moment dat a fost invocat, adică ni s-a dat și nouă la cunoștință că vom primi sume pentru gunoi. Acum când se construiește bugetul, stați așa un pic, acum când se construiește bugetul, dacă e să vedem dacă se acceptă, eu zic că se vor accepta. Treaba e în felul următor, noi să știți că și acum punem bani din bugetul local pentru gunoi. Deci noi acum, prin taxele care le avem, vă spun realitatea. Domnul viceprimar, eu v-am înțeles foarte clar.
Da, și vedeți și atunci pe ordine să... am discutat una și am făcut alta. Haideți să vă spun, dar n-am făcut alta. Știți ce n-am făcut încă? Am stabilit că ne vom implica, și încă nici nu am găsit ziua ca să vă povesti și vremea asta capricioasă. Ne vom implica, am zis că fiecare consilie pe fiecare zonă, ca să vedem un pic, să diminuăm cantitatea de gunoi, ca să nu preluăm și piatră, și rumecum, și crengi. Când pornim? Eu sunt disponibil. Să știți că pornesc. Mai am un 20% din comună care nu e rezolvată cu cum e Adămașul, Buha și vreo câteva ulițe și Budaca. Așa? Dar să rezolvăm problema cu taxa acolo, ca să vedem tot cu legea cum ne împăcăm și acolo. Că să nu credeți că am eu ceva în răutate sau să nu să nu-i scutim de la impozit. Eu v-am înțeles, domnul primar. Abia acum ăsta avisul a venit cu una și face așa un pic. Abia acum suntem, deci ne-a venit un nou contract despre la a doua groapă de gunoi care se ocupă nu contează cine se ocupă. Păi da, dar aici e problema. Abia acum am primit contractul. Deci lor le dăm gunoi acum la kilogram. Adică ne plătim la kilogram. Câte, ce cantitate ducem la ei, aia se plătește. Dar v-am spus, depășește valoarea pe persoană. În legătură cu cantitatea. Adică ar trebui puse niște afișe, domnule. Trebuie am să văzut că să duc tot felul de patru, fotorii, domnule, la tot de rom. Dar la trebuie de aruncat atunci. Puse niște afișe. Ce se poate arunca? Sau ce nu se poate? Fotoliu, patru, ce caută la coșul din Bucur? Gândiți-vă că comuna deci, până în primăvara asta n-au avut întrebări. Adică chiar din asta. Mulțumesc frumos, altă întrebare n-am. Puse niște afișe, da? Ce se poate? Vă rog, vă rog, doamna Antelaveți. Nu. Da. Vă rog, doamna. Domnul primar, aș vrea să vă întreb când se dă drumul la lucrarea pe drumul Petăjouș. Când dați dispoziție? În mai. Să nu intrăm în iarăși în iarnă și să turnăm betonul în decembrie. Domnul consilier, nu intrăm. Sigur. Trebuie să intrăm. Mai răs ceva, domnul consilier? Am eu, dacă nu intrăm în iarnă. Domnul Ortea, vă rog frumos. Domnul viceprimar, după că n-am fost eu la ședință, dar am auzit că banca asta a fost cumpărată. De ce nu facem demersul ca să ducem măcar un notar? Și cealaltă parte, faceți o parcare, când venim nu avem unde măcar să lăsăm o mașină. Nu pentru mine, pentru toată lumea, nu avem unde să luăm, toată lumea lasă într-o zi numai când a luat un tir, o mașină. Să faceți o parcare și de acolo poate să îndepăm la primărie. Sunteți de acord să vin cu proiecte ordinea de zi, ca de la gura Bolovănișului, cel puțin că am discutat un pic și cu școala, cu șanțul ăsta existent, am discutat un pic și cu domnii de la drumurile naționale, pentru că mașina școlii momentan intră înăuntru în curțile școlilor ilegal, deci depășesc linia continuă. Au zis ei că o să vină și să facă niște modificări. Am discutat, a fost șeful lor aici, s-au ținut discuțiile, au zis că trimite un proiectant, că nu poate să nu putem să le... Adică tot ei le vor modifica. Am prins așa, că să fie ulițele, școlile, deci marcajele să le... Nu de marcaje, eu zic de parcări. Așa, asta am vrut să vă spun. Cu dânsa am discutat și problema cu zona asta noastră de parcare. Trebuie să facem un proiect, deci să avem o hotărâre de Consiliul Local prin care să demarăm un proiect ca să ne dea avizul și să le facem zona de parcare și trot pietonală. Aici aș avea o singură ceva de adăugat. Dacă tot ați vorbit cu drumurile naționale și chiar era notat aici... Am o solicitare scrisă către... Da, și dacă tot mai discutați, atunci sunt niște... Eu vorbesc de școala doamnei Garga, dar nu cred că... Eu m-am uitat și acolo. Dar fiți atent aici. Ar trebui să inițiem un proiect să facă pentru încetinirea viteze, să punem de ăsta... Nu indicatoare. Denivelare pe drum. Că, domnilor, așa merg mașinile, că... Și trotuar nu avem pentru copii. Măcar atâta să facem să vină să facă câte o pentru încetinirea vitezei. În fața școlilor, și la Ghimeș și la Făget. Măcar atâta dacă se poate. Mulțumesc frumos. Domnilor, mai are cineva sau în ghicerința? Da, eu. Ne vedeți. În legătură cu lemnul de foc și cu partizele pentru populație. Da. Aș vrea că fiecare pădurar în satul respectiv să pună 3-4 afișe în 3-4 locuri
cât lemn de foc este de vânzare, cât lemn de foc este pentru populație, dar fiindcă sunt oameni care nu vin la ocol. Dar dacă, așa, dar dacă ar fi afișat, presupunem, în salt, deci presupunem, el nu poate vin, dacă nu știe, deci el stă cu, deci el stă cu mama, așa nu poate, da. Aici e problema. Au venit oameni, au întrebat cât e prețul. Le-am dat lista cu prețurile, ea n-au mai venit la parte. N-au mai venit la parte. Și atunci de ce să nu fie afișat, că să vadă, și atunci nu mai sunt probleme. În satul Rătintiș, 60% au fost anunțat, știau toată lumea. Cred că cealaltă parte nu a auzit. Nu cred treaba. O, se aude cineva, dar cred că e problema. Dar dacă ar fi afișat, problema bandilor. Problema bandilor, cred că. Domnul președinte, referitor la digul de la Ghimeș, cu trotușul. Noi am mai avut în plan anul ăsta să mai punem acolo bolovan stânci, cum am pus. Noi avem o confirmare și de la APR Române că e prins un proiect de 800 de metri acolo pentru refacerea digului. Dar noi o să continuăm, am discutat treaba asta cu domnul primar și o să continuăm încă să mai punem bolovane. Trebuie făcut ceva. Momentan, deci digul e sub control de noi. Până acum nu era. Acum dar e și sus acolo, spre Nimă, spre ori să luăm un buldozer sau să închiriem, să decumateze o leacă, că totuși curge mai sus decât e nivelul la drum. Asta e problema. Am înțeles. Să faceți un contract, să luăm un contract sau o hotărâre de consiliu pentru decumatează.